Salutare acolo, bușilor, salutare, vamos! Salut, Buffalo, salut la toată lumea, salutare, salutare, salutare! Vamos, salut, Costi, te pup, bradere, salut, salut! Ce pula așa? Salutare acolo la toată lumea, vamos! Vamos, vamos! Pinning your goal may help increasing visibility and reach faster, ok. Ce zici, bro, de echipa mea? E bine, bro, e bine, e bine, chiar acum mă uitau înainte de live. E bine, bro. Am văzut, am văzut. Bun. Suntem pe nebunia asta de Ultimate Team. E bine pe Cafu, bro, acolo. Suntem pe Ultimate Team aici, frumos. Avem obiective, avem tot felul de căcaturi. Mergem la SBC-uri să vedem ce am băgat. Trebuie să ne băgăm și pe YouTube aici, pe scena de joacă. Bang, frumos. Să e elegant cum trebuie, așa, să dăm stelii de-o parte. Șeful, salut Bogdane, te pup, fratele. Salut, salut, salut acolo. Am prins și Cafu. Lasă că e bine, bro, bravo, bravo. Bun, hai să vedem ce am băgat la SBC. Ce-am băgat în seara asta la SBC. 87-le ăsta la Renoit sau e același? Nu, e același. Expiră în două zile. Hugo e zeu, acum l-am făcut. Hugo Ioris. Un jucător de 91. Ca și portar. Francez. L-am pe Iașin în poartă, nu cred că-și mai are rostul. Salut, Best Andrei, te pup, te pup, bradere. Salut, 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 acolo. Ce zici, bro, că faci? Bro, arată bine, dar eu l-am pe Iașin în poartă. Nu, mă, n-are rost să bat fodări în el. Chiar el arată bine ca și card așa. Ca și card arată super bine, dar n-am un să-l bag, bro. N-are fratele vostru un să-l bage. Da, să-mi scot chiriașii de nas. Da, să-mi scot chiriașii, că am chiriașii în nas. Dacă am ce și curtoa să-l fac, nu-l mai fă, bro. Nu-l mai fă, n-are rost. Dacă ai portar și nu ți-ai de folos ăsta, n-ai pe Premier League nimic, n-are rost. N-are rost. El arată bine așa ca portar, dar n-are rost. Stau la eu, tu ce faci? Da, ce să fac? Te-am intrat să mai faci niște obiective, poate îl termin și eu pe Eusebiu în seara asta. Am deschis un pack de 3500 și mi-a dat 89 Alisson și în spate Courtois. Bun! Deci ce-am băgat ăștia pe la urmă, n-au băgat nimic, este? L-am bătut pe unul și a sunat poliția de... L-am rezolvat, aolo! Ce-ai făcut, Andrei, mă? Așa de la începutul anului v-ați dat cu pumni, cu palmi, cu din astea, mă, Andrei, mă. Deci acolo așa, Maldini era 83, ăsta era 84 ori 5, au băgat altele din nou. Draft token așa, marke match-up-ul pe care o să-l faceți. Am și eu Sib și Zidane și Gullit complete boss, bravo, bravo, flup. Frate, după patch nu pot să mai fac nimic, au stricat și custom. Dar nu știu ce patch vorbiți, bro, că n-a fost niciun patch George Cristian. Acum recent, la ce patch vă referiți? Acum recent, când a fost mentenanță el sau la care patch vă referiți? Că nu a fost patch. S-a făcut mentenanță la joc, dar nu la servere. Poți să deschizi pe Xbox? Nu, pe Xbox nu. Ultimul făcut acum o săptămână, nu știu nimic, că n-am mai intrat de ceva vreme și chiar nu știu. Îmi pare rău, eu sunt de vină și nu știu. Hai să facem daily versus challenge-ul ăsta. Îl facem repede pe ăsta, că avem totuși un pachet aici. Eu l-am făcut pe Ioris 91, că l-aveam pe Pop 86, zici că se merită, bro, da, e, arată bine ca portar aceea, ca și status-uri, ca și asta arată foarte bine, ce ai? Deci, league minim 2, starting așa, club minim 4, player from same country maxim, nu știu ce, goal player minim 10, rar player minim 5, ok. Deci trebuie să mergem pe ceva ce avem mai mulți, așa, și cred că cei mai mulți avem spaniolezi de ăștia, a? Sau mergem pe nemții, hai pe nemții, să vedem ce avem pe nemția. Ce chem, îi dau cu el lui Ioris? Ioris, bro? Lasă-l, pune-i basic, nu? Basic, nu, eu n-am pus niciodată chem pe portare. Basic, lasă-l pe basic. Eu n-am pus niciodată chem pe portare. V-am zis și de live-ul de astăzi, că nu pun accent așa mare pe portare. Chiar nu pun accent mare pe portare. Hai că mi-a prea mult așa să caut. Mi-a prea mult, așa mergem direct, scriem, punem Bundesliga aici și gata. Punem aici Bundesliga, azi vedem ce vine. Uite, avem central back, avem right back, mai avem un striker, avem goalkeeper, avem încă un central back.
Best Andrei! Mersi de donație acolo, te pup, broadere, mersi mult de 10 lei acolo cu tot cu taxe plătite, mersi mult, prin super chat date, mersi mult! Mersi! Mersi, mersi Andrei! Ce faci viață, deschizi două pachete pentru mine? Deschid, cum să nu? Mersi! Mersi de donație, bro, te pup! A venit Andrei cu donație acolo. De ce n-apare și notificarea odată? Mai durează un pic, cred că, a? Trebuia să cânt, dar văd că nu mai cânt odată. Salut, boss, dar în Vandersar ăla îmi păia și bro, adică și ea și nebun, nu contează. Bogdan, mersi de donații acolo, Bogdan, mersi de donații, te pup, bradere. Vă mulțumesc mult de suflet de donații acolo, bro. Mamă, mamă, Bogdan, te pup, bradere, mersi de donații, bro. Joci PS5, PS5, bro, da, pe PS5. Mersi mult de donații acolo, Bogdan, te pup, bradere, mersi mult de suflet, bro, de donații, te pup, mersi. Mersi, mersi, mersi de donații. Mamă. S-a supărat Bogdan pe noi. Mersi mult de donația, Bogdan, te pup. N-am și eu un left back, bro. Andrei, stai chill când poți, când pot donezi, dar vreau să le deschizi. Da, bro, mersi încă o dată, Andrei, de 10 lei, încă o dată de 10 lei cu tot cu taxe. Mersi mult de suflet acolo, mersi și lui Bogdan acolo de donații. Vă mulțumesc mult de donații, boșilor, vă mulțumesc din suflet acolo. Vă mulțumesc din suflet. Stai că termin ăsta așa și imediat deschid. Îl termin pe ăsta și imediat deschid. Perform Sync Country Region maxim 4. Și eu ce am pus? 6. Am pus 6 din ăștia. Am pus 6, bro. Te pup, bro, nu mai dau azi că nu mai... Stai, bro, liniște, nu trebuie, bro. Chill, bro. Chill, chill, chill. Goalkeeper-ul ăsta îl punem aici. Mă, trebuie să mai scoatem. Unu, mă. Trebuie să mai scoatem unul de ăsta. Ce dracu să mai scoate azi? Right back aici. Left back asta din right back ăsta. Avem altul în locul lui. Mai am nou scoatul la Gullit. Și eu mai am două la Eusebio. Și eu mai am două la Eusebio și termin, bro. Și eu mai am două la Sebica și la Internapo Sebica. Două la Sebica mai am și eu și îl termin, bro. Așa, și aici mai trebuie unul și gata. Orice putem să punem aici. Dar de ce nu vin notificările acolo pe YouTube la donații, bro? Bun, gata pachetul ăsta. Dacă nu prins la tot e nimic, dar merge. Așa. Clar, merge. Na. Acum a apărut Best Andrei acolo, uite, a apărut donațiile, bro. Mersi, Best Andrei. Bă, da, aici n-am făcut, te boss, te pup, Laurix. Ce dracu, mă, viața mea deschis și două pachete, dar ce dracu mi-apare așa, mă, că eu aveam altă. Ai donat pe Super Chat, cred că, nu? Andrei, cum ai donat, bro, prin Super Chat? Mă duc să mă uit la DM, să nu te super pe mine. Și eu m-am uitat acum, bro, m-am uitat în pauza asta, m-am uitat. Foarte șmecher, te juc. Chiar cine să mă uită la DM? Cine să mă uită la DM, bro? Pe Super Chat am înțeles, de asta n-a apărut cum trebuie. Chiar cine să mă uită la DM, serialul ăla, Furia? Joci cu mine, o să jucăm. Eusebio 170 de gol, 170 de gol. Hai că mai ai puțin și îl termin pe Eusebio. Două echipe mai am. Am abonament și văd următorul episod. Păi și eu l-am văzut acum, pe al 8-lea. A apărut acum, nu? Al 7-lea, al 8-lea. Care dracu? Nici nu mai știu care l-am văzut. Care au fost, bro, acum? Acum ai făcut curios, că acum, mă, ce faci pus? Dar uite bine, am intrat live, bro. Ce squadurile mai ai? Una de 87 și una de 88. Cum faci live pe TikTok și pe YouTube de pe PlayStation? Păi nu, că fac de pe calculator, bro. Fac de pe calculator, bro. Am calculator și le trec pe toate prin calculator. Ce îmi trebuie pentru moderator? Nimic, Bogdan, nimic. Nimic, nimic. Da, mă, 8 episoade, atât, 2 ore. 8 episoade, atât.
al 8-lea mă duc să mă uiți. Asta e cu, îți dau așa un din ăsta să te uiți așa un pic. Doar un pic. Ia uite ce. O pune pe asta care e cu minte. Uite ce cu minte e asta. Ca să le arăt și la băieții la de pe YouTube. O pune, uite ce cu minte e asta aici. Ia uite-o. E nebunie. Îți dau, îți dau, cum să nu. Încă o dată, mersi Andrei acolo, stai chill când poți, te pup, bradere, mersi mult, mersi. Super șmecher serialul ăsta, să știți. E fain, e fain, e un serial așa. Mă uit și reintru, te pup, mersi, te pup, salut bro, salut, salut. Super șmecher serialul, să știți, dacă vreți să vă uitați, DM Furia, uitați-vă, e interesant. E interesant. Bun, hai să dau un pachet aici, că avem un pachet. Îți dau, îți dau, dar după live, Bogdan, că am lista full aici și trebuie să văd pe cine mai elimin, frate, să văd care nu mai e activ, că pe TikTok îți dă voie 30 de moderatori și am full, am plin, frate, am plin și trebuie să văd pe cine mai scot afară, care nu mai e activ, Ronaldo, Ronaldo, pe dracu, de unde Ronaldo, bro? Eu am făcut 3, de aia de 80, pași ce ți-a dat? Richard, mersi de sub... Richard, mersi de abonare acolo pentru 3 luni, frate, mersi mult din suflet, Richard, te pup, brother. După joci unul Warzone, nu cred, nu joc în seara asta Warzone, jucăm FIFA. Mersi, Richard, acolo de abonare, te pup, brother. Mersi din suflet, bro, te pup, mersi de abonare acolo, mersi pentru 3 luni abonament, bro. Te pup, fratele Axo, mersi mult, bro, pentru 3 luni abonament, mersi din suflet, bro. Mersi mult din suflet, bro, pentru 3 luni abonament. Te pupă, fratele tău. Mersi mult din suflet, bro. 3 luni abonament acolo de la Richard. Te pup, bradere. Mersi mult. Mersi, mersi, mersi. Te pup. Respecte, respecte. Bun. Așa, am făcut-o și pe asta. Hai să vedem ce mai e pe la SBC-urile astea. Ce mai putem să învârtim pe aici pe la SBC. Google Oris l-am văzut, altceva ce mai avem pe aici, nu prea mai avem nimic, aici un 84, dar n-avem Team of the Week și nici fădări. Marke Matchup, hai să ne batem un pic capul cu Marke Matchup-ul ăsta. Hai să vedem cum ne batem capul un pic cu Marke Matchup-ul ăsta. Poate dracu vine ceva mare din pachetele astea, bine că până acum mie numai țeapul mi-a venit din pachetele la Marke Matchup. Nu știu care e treaba cu Marke Matchup-ul, nu mai dă nimic în el. Axo Army, te pup, brother, mersi mult în suflet, bro, mersi din suflet acolo, 3 luni de abonament, mersi mult în suflet. Te pup, mersi mult. Mă scuzați că mai suflu așa muci câteodată, dar am muci, frate, am răcit. Cu tot cu Dana Budeanu a zis că bărbați nu se plâng că-s răciși, că le cur muci, dar îmi cur muci, fă! N-ați văzut aia cu Dana Budeanu că bărbații n-au voie să plângă că-s răciși, că le rău. Ce? Mă, taci dracu, așa zicea. Taci dracu din gură, tu ești răcit. Așa zicea Dana Budeanu, nu cumva că ești bărbat, tu trebuie să zici că ești răcit, n-ai nimic. Cum să zici, îmi curg mucii. Nu e adevărat. Manchester United, bun, hai să vedem dacă... Dacă ne luăm după doamna Dana... Murim, dracu. S-a meritat să-l fac pe Ioris de 91 de la SBC? Da, să știi că da, arată bine ca portar. Arată bine, bro. Avem un left back frumos. Bun, Spurs. Și eu sunt răcit, dar cred că toată lumea a răcit acum, bro. Armando, salut, brother, binevenite, salut, te salut de la Spurs. Nu zice că n-avem de la Tottenham, că-mi tai venele jos. N-avem, mă, niciunul de la Tottenham, nu cred, du-te, dracu, haide, mă. Cum, mă, n-am de la Tottenham un player, mă? N-am, frate. Și ăștia de la Tottenham, acum vă dați seama că pe market sunt un milion de milioane, că au făcut băieții speculă și... E bun, bro, e bun. Mă includ și eu în răceală. Dar cred că toată lumea e răcită, bro, în perioada asta. Mă jur dacă nu toată lumea e răcită în perioada asta. Hai că a fost ieftin, frate. E și vremea asta, frate. A fost călduț, acum e răcoare, iar și de asta. Toată lumea e răcită în perioada asta. Adică pe oricine ai întreba, răcit cu aia, nu mai scăp de răceală, nu mai scăp de răceală. Toată lumea pe tratamente. Caută liga feminină. Numai că am găsit. Player from one club minim 4. Trebuie să am 4 de la același club să moară Jaxi. E un virus. Nu e, bro, e chestia că ne-am obișnuit noi cu căldura și a fost trecerea asta, scăderea asta de temperatură bruscă deodată și da, asta, frate, nu e niciun virus. Crede-mă. E scăderea asta bruscă de temperatură. Uite, 1, 2, 3, 4. I-am și găsit 1,
2, 3 și 4. Pe cine scoți din atac? Cred că o să-l scopă Ronaldo din atac, bro. Cred că o să-l scopă Ronaldo dacă îl termin pe Eusebio, îl scopă Ronaldo. Nu mai face față Ronaldo, e mort săracul. Bang. Bă, cred că e cam așa, total chemul este 26, cred că 26 facem, nu? Haideți să punem un striker aici. Da, uite, numai bine, îl scoatem pe ăsta, îl trimitem acasă, că n-are nicio legătură. Evin, te pup, bro, te pup, mersi mult încă o dată acolo, Richard. Mersi mult în suflet, bro. Să-ți trăiască familia, mersi mult în suflet, bro. Te pup, fratele, mersi din suflet, bro. Fui și eu mă gândeam să-l iau în locul lui Hernandez. Pe cine, bro? Salut, Ricardo, te pup, bro, salut, salut. Bine ai venit, bro. Salut din nou, Axo, te pup, Coco, salutare acolo, te salut, bro, salut. Salut, salut. Bun, dăm sumici la asta. Ce faci pe aici? Uite, fac marche match-up, ce-a băgat în seara asta. Fac marche match-up, bro. Mersi acolo de donație, Ricardo, mersi de ice cream, bro. Mersi de donație, bro. Mersi, 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 Ricardo! Ce SBC bombă! Ce dracu SBC bombă! Fac marche match-up ăsta, e varză! E țiacă oricum! Mersi mult acolo, vă pup, vă mulțumesc mult din suflet de donații voișilor, vă mulțumesc din suflet, bro. Vă mulțumesc mult din suflet acolo, vă apreciez maxim, rău de tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet, bro. Sunteți șmecher, rău de tot. Tare liniștit. Vă mulțumesc mult. Da, atâta vă cer. Dacă vreți să dați și niște tap-tapuri, să ajungem și noi acolo pe foriu, să fim cu toți acolo pe foriu, ar fi superb. Și dacă au băgat ce nou, l-au băgat pe Hugo Lloris, atâta, bro. L-au băgat pe Lloris, un portar. Nu știu dacă e neapărat. Dacă n-ai portar așa bunicel, se merită să-l faci pe Lloris. Dar dacă ai portar, pune un obiectiv cu mici de fotbal. Obiectiv cu mici de fotbal. Dar există așa ceva? Există așa ceva? A, nu e cu mingi, bro. Salut, bro, salut, salut, salut. Nu este cu mingi, bro. Ce cere 7, Trail Blazer, bro. Nu este cu mingi, bro. E pus cu GG, cu GG. Ăla de 88, da? Ce zici? Salut, Dani, ce dracu să zic? Uite pe aici, uite pe aici, fraților. Dau, fac SBC-ul ăsta cu marca MCA și după aia aș vrea să joc cupa aia la unde mi-a zis voi, Ice vs Fire sau ceva de genul. Milan Player, hai să vedem pe Italia dacă avem ceva. Unde a zis voi acolo la cupa, la Ice vs Fire sau nu știu ce, unde trebuie să jucăm 5 meciuri. Acolo aș vrea să tap 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 tap, vă mulțumesc mult acolo, vă mulțumesc de tap tapuri. Salut Axo, FIFA The Go, te salut bro, salut, salut, binevenit. Bă, dar unde dracu e mă? Seria aici. Mersi Ricardo de donat, de abonare la inimioară acolo, te pup, brother, mersi mult în suflet bro, apreciez. Bine te-am găsit, salut, brother, bine ai venit. Ricardo, mersi de donație acolo, Milan plus Roma. Ești deci la Roma, un player. Deci eu numai să fie că și așa am băgat toți fodări la Maldini. Păi și eu sunt ghelă pe fodări, nu mai zic, eu știi cum, tac ca un mielușel, nu mai zic nimic pe fodări. Eu vreau, nu mai pot să joc cu companii pe spate, nu știu ce are, dar nu mai pot deloc. Păi cred că a fost, doar fii, s-a întâmplat ceva. I-a dat la omul un companie, l-am și eu pe companie. E ușor la cupa, am terminat în... Nu mi-arată zilele, imediat și citesc. Nu vrea să-mi arate jocul zilele. Am terminat în...
O să fac și eu acum, imediat facem și noi. Acum fac și eu. Se merită, da, Maldini, da, e foarte bun. În două zile, oho, bun, bun în două zile. E bine în două zile, bro. E bine în două zile. Auzi, nu pot găsi și eu o muzică, dar să nu-mi iau copyright. Intră pe... Ai muzică să nu ți iei copyright pe clipul și pe asta, găsești pe Epidemic Sound, bro. Eu asta folosesc. Uite asta de aici. Așa se numește. Epidemic Sound. Hai să-ți și arăt. Numai că trebuie să-ți faci abonament, bro. Trebuie să plătești. Epidemic Sound. Da? Așa se numește site. Epidemic Sound. De aici le iau eu, dar... Nu, dacă trebuie să-ți faci abonament. Nu știu câte lunar. Poți să stau un mesaj pe Insta la Dani. Dani, dă-mi tu mesaj ca să nu uiți și eu zic după aia. Și zic după aia. Am cumpărat un Nice că nu aveam și l-am vândut azi. Foarte bine făcut. Doar mi se pare sau promoția asta s-au zgârcit cu cardurile. Nu pică nimic. Nu pică nimic de... Mie nu mi-a mai picat nimic de două luni, așa că nu mai contează. Mie nu mi-a mai picat nimic de două luni, brother, așa că mai contează. Așa e, bro, nimic. Eu am două luni de când n-am mai prins nimic, nu la promoția asta, n-am mai prins nimic așa în general, adică ce căcat. Deschid pachete după pachete în fiecare zi și nu-mi pică nimic. Uite, na, v-am bisaca asta, nu? $2000 de tap-tapuri acolo, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Hai să faceți noi 5000, vă roagă fratele vostru. Doamna, ce încurg muci. Mersi Bogdan acolo de donații, te pup, fratele, mersi mult. Mai mult pentru Iosepe, două echipe, bro. Atât mai am, dar nu mai îmi pică nimic, dracu, în pachete. Două echipe, una de 88 și una de 87, dar nu mai îmi pică nimic în pachete, frate. Nu mai vine mare în pachete. Am Van Dijk, Capita și Walker, să trec Capita RB și Maldini Central Back. Da, dar Maldini pe Central Back e bun, bro. Maldini pe CB e bun, bro. Baftă, mersi. Îl fac, oricum mai sunt 30 ceva de zile, am timp să-l fac, dar vreau să-l fac acum până la weekend league-ul ăsta, dar n-am cu ce, frate, și coins nu bag. Nu o bagă, fratele tău, coins. Deci în afară de Putre, Ramirez, Ginola și Turea, i-am pe toți heroes. Adică pe cei mai slăbuți, cum ar veni. Mi-am 3 pack și termin Maldini. Bun, bravo, bravo. E bun, frate, Maldini. Cupa imediat joc. Exact asta vreau să zic. Cei mai buni nu ți-a dat. Ți-a dat pe aia lăbuț. Gata, ți-am trimis mesaj. Hai că mă uit după meci să joc și eu. E la Ice vs Fire, bro. E ceva de genul. Și joci, trebuie să joci 10 meciuri, dacă nu mă înșel. 5 și 5 și ai 1000 de puncte și... Îți dă, ai 1000 de XP-uri de alea și îți mai dă și, nu știu, niște căcaturi astea. Cum îi zice, mă, niște pachete, știi? Și fac și eu acolo. Cred că anul ăsta cel mai bine mi-a dat Ribery de 88 și Militao. Da, mă, n-aștept, mersi, te pup. Semenul Ioris, bro, dacă n-ai portar bun, oarecum da, cu toate că, nu știu, din punctul meu de vedere nu prea e... Să investești în portar. Nu știu ce echipe cere. Și eu 3 echipe mai am la Eusebio. Poate pe săptămâna viitoare. Păi asta aștept și eu. Axo am permis de o lună. De parcă îmi place viteza. Ro, nu-i da cu viteză. Că e nasul cu viteza. Să știi. De nasul îți iau ăștia permis. S-au schimbat legile astea rutiere. Acum s-a schimbat codul rutier. Aveți grijă cu viteza la volan. Că e nasul. Vă ia ăștia permisele pe un an de zile. E nasoală viteză la volan, bro. 85 și 86 la Ioris. Da,
nu, nu comentez, nu comentez, nu știu. Băi, poate e bunicel, eu care nu pun accent așa pe portar, n-am pus niciodată accent pe portar, nu pot să zic că, băi, e bun sau nu, știi? Poate o fi, nu am, nu pot să zic. Poate fi, nu, nu pot să zic că, na. Mixed contract pack, fii atent că avem un mixed contract pack de ăsta, ne-a spart contractele astea, ne-a rupt, ok? Tu ții pachete pentru toate, nu? Nu țin, frate, nu niciun pachet pentru niciun toate. Oricum nu-mi pică nimic din ele. Acum sunt la volat, zbor spre casă. Ai grijă la condus, bro. Ai grijă la condus acolo. Nu țin, bro, niciun pachet. Dacă e să-mi vină, îmi vine. Anul trecut mi-a venit toate dintr-un gold player, dintr-un gold pack mi-a venit toate anul trecut. Adică un singur pachet. Dacă e să-ți vină, îți vine, frate. Știi? Trebuie să faci tu ca ala. Do you believe? You ain't believe it. Trebuie să crezi și vine, atâta. Trebuie să cer, de fapt. Ai cerut și a venit. La începători le ia permisul plus buletinul dacă îi prinde că e amendă pedeapsă dublă. Aoleu, mai rău. Și eu am prins toate anul trecut pe Bellingham. Deci, nu, eu când e să vină, vine din orice. Vreau, nu țin niciun pachet, mă. Nu. Fără pachet. Ne vedem jocul prin YouTube, nu știu să explic. Ah, gata, scuze. Gata, s-a rezolvat. Gata, șeful, s-a rezolvat, eram pe gata. Nu cred asta cu pachet, dacă le strângi, dar și eu la fel ca tine, deschid tot ce prind. Nu, no, nu țin niciun pachet de-al dreacu, așa, așa. Dar nu că nu pot să mai țin, că am mai strâns, frate, chestia că am mai strâns pachete, știi? Chiar am mai strâns pentru câteva promoții și n-am prins nimic, am și pe YouTube pus, am deschis 50 și ceva de pachete la nu știu ce promoții au băgat ăștia. Bă, unul n-am prins, în 50 și ceva de pachete și am avut numai pachete de alea, unul și unul. Unul n-am prins și am zis că atunci nu mai strâng, frate, nimic. Nu mai stai, de ce dracu, le strâng, mă, chinui a ta, le strâng și nu prind nimic. Mă, bag pula în ele, n-am mai strâns, că m-a enervat. Nimic, nimic, e imposibil, frate, n-ai cum să nu prinzi nimic, 50 ceva de pachete, am pe YouTube acolo pus clip, bă, nimic n-a intrat, dă-te dracu de joc. Și n-am mai jucat. N-am mai strâns, n-am mai jucat, doamne, mă bâzbăi, n-am mai. Market matchup complete, done, n-am luat nimic din market matchup, dacă vrea jocul îți dă R9 din gold pack, așa că, da, bro, am văzut la Tudor Buțan, dacă nu mă înșel, a făcea top cu pachetele astea deschise. Și am văzut din 10 coins pe R9, adică nu mai contează. Nu contează, bro. Acum e mare posibilitatea că e echipă de fete. Să fie sănătoși. Small. Left back. Axel a postat odată un program de weekend league și de calificări și încă funcționează perfect. Dar nu mai știu. Vrem să joci calificările și weekend league-ul? Cred că asta, când să joci calificările și weekend league-ul, nu? 10 coin spec și 30 mi s-a părut bune, dar să știi că era o foarte OP. Cred că asta, când să joci, da, păi cel mai bine decât juca calificările e vinerea sau joia, că n-ai cum să te califici. S-a picat femeia fără o mână, bă, ești prost? Că ceva seara asta, jucăm, da. Și weekend league-ul e cel mai bine de jucat duminică seara, duminică amiază seara, că atunci majoritatea aia buni l-au terminat și rămân ăștia mai slăbuți. Aia e pichet, da, am înțeles. Ok, bun. Și mergem să jucăm la cupă, bro, asta jucăm în seara asta, jucăm cupa aia, că tot au zis băieții că cupă. La obiective ești că nu avem niciun shed nimic. Nu avem, că trebuie să jucăm ca să avem vreun shed ceva pe aici. Multă baftă, mersi mult, te pup, bradere. Mersi mult în suflet acolo, da. Și avem la stage la obiectiv unde e cupa asta. Și ce dă dacă joci la cupă? Că stă pachete, nici eu n-am, nu știu dacă am jucat sau nu. Winter Champions bonus nu e ăsta. FC versus nu știu ce. FC versus ăsta, nu știu când să fac. Daily play objective, six time, nu știu ce dracu să astea și cum să fac. Aici la cupă, bro. Uite, asta e la cupă. Ai așa, Ada, eu am jucat astea 5 cu 5, mă, viețile mele. Eu le-am jucat pe astea. Acum suntem doar pe win-uri cum ar veni. Win 5 fire. Și îți dă un 85 ori 2.
A, trebuie să luăm 5 meciuri și de o parte și de alta. Uite, văd că am 2, una. Aici ce mai trebuie? Trebuie să jucăm. Trebuie să jucăm, deci trebuie să mergem la... Hai să mergem direct la cupă. Unde dracu e cupa? Winter Champions Bonus? Nu. Mergem la cupă, să jucăm cupa, nu? Numai că trebuie să... Pe online aici. Și avem, uite... Fire. Și... Ice și Fire. Da, dar trebuie să cumpăr un jucător. Hai să... Mănânesc cu jucători de Fierce și Ice. Da, da, da. Îți trebuie unul în echipă. Îți trebuie unul în echipă, nu-i problemă. Ia să vedem cum facem echipa prima dată. Îl punem înapoi pe Blanc aici. Îl aducem înapoi pe ăsta aici, că așa trebuie. Îl băgăm și pe Varan. Trebuie să facem echipa înainte. Stați așa, stați așa, că nu e așa. O aducem pe Lady Bacia. Bang, frumos. Portar sare afară de aici, așa, elegant. Și-l aducem înapoi pe Yashin. Așa. O, tu stai aici. Aici trebuie să scoatem afară și să băgăm pe Sawa, pe viața mea, așa. Aici scoatem afară și băgăm pe unde ești, mă, De Jong. Așa. Și să cumpărăm un Ice. Un left back. Aici ce avem pe left back? Îl încercăm pe Upamecano pe right back. Îl încercăm pe Upamecano, că văd că intră Upamecano, n-are nicio treabă. Aici vine Neinei. Neinesito, ia uite-l. Hop, Dorica. Și cam începe să arate. Upa Maguire. La asta la ce ar trebui să-i pun lui ăsta? Ia să vedem cum stă pe statusul băiatul ăsta. L-am prins astăzi pe ăsta și nu pare rău deloc. Adică îl încercăm. Skill move 3, weak foot. Nu, skill 4, weak foot 3. Nu pare rău deloc. Îl încercăm. Salut, acolo te pup. Ce ar trebui să-i punem ăsta? Shadow toată ziua, nu? Shadow, îi futem un shadow în cap, zic, dacă avem vreun shadow, avem. Îi băgăm shadow pe cap. Vezi că ai chem maxim orice ai băga, bun. Ai dreptate. Dar oricum aici îmi trebuie ceva. Trebuie să mergem aici, hai să vedem quality. La ce cupă am intrat? La care cupă sunt? La Ice sau la Fire? Ice player, ne trebuie un Ice player. Un striker, Ice. Quality aici. Trebuie să cumpărăm un Ice din ăsta, frate. Azi de unul așa mai pe ieftineală, la vreo 10k, avem ceva? N-avem, căcat. Căcat de unde? 14k? Morata. Aia-i. Oricum îl vindem după aia. Sau îl băgăm la SBC. Morata. Bun, păi ne-am făcut echipa. Să zicem așa, oarecum. Am făcut echipa cât de cât. Hai să vedem cum stăm cu custom tacticurile. Fast build up, formation. Avem așa, De Jong, Sava, Malcolm, Neymar, Morata, acolo Moani. E bine, mă, e bine, hai să jucăm. Chiar voiam să zic de Morata. A, dar altul n-avea care. Aoleu. Altul n-avea. Salut, frate, salut, Miron, te pup. Ce faci, ce să fac, brother, e bine. Vreau să zic ceva, Axo, ce, bro, ia. Ce s-a întâmplat, bro? Te ascult. Ăștia acum cred că joacă aici cu... E singurul care mă mai cunoaște și dacă nu am donat-o pe... Bro, stai, bă, Richard. Stai, fratele, liniștit. Fratele tău te apreciază acolo. Stai, bro, liniștit. Eu v-am zis-o de mai multe ori, nu vă cer donații, frate, eu vă cer să dați câte un tap-tap și câte un like și atât. Restul nu mă interesează, rău. Atâta. Da, că ați dat un like și un tap-tap acolo, pentru mine e arhi-suficient, e enorm de mult, credeți-mă. M-am căcat pe el aici. Știi că ai chemestri maxim, nu orice ai băga. Știu, mi-a zis băieții aici. Știu. Mersi oricum, Costi. Dar altceva n-am ce să bag. Mersi mult acolo, te pup, bro.
Mercedes. Pentru mine asta contează, bro. Să dați un like și un tap-tap, nu mă interesează, bro, dacă donați, dacă nu donați. Dacă vreți să donați, ok, dacă nu, tot ok e pentru mine. Adică eu tot la fel vă apreciez. Pe mine asta mă interesează, bro, să fim noi acolo cât mai mulți, nu că se donează. Dă donat, este timp și va fi timp. Dar oamenii mai greu i-adun, bro. Uite-l pe Morata, bă, al dreacu. O, că-i baci aici, stai cu vite. Roșu! Roșu pentru asta. Roșu. Ia, da, mă, cu aia. N-am mai vrut să oprească, bro, ăsta. Și-a luat viteză și atât. A rămas pe viteză, săracu. Nimic. Aia zic. A dat Randall gol, mă! Vă mulțumesc acolo de donații, vă mulțumesc mult acolo din suflet, bro. Salut, salut, eu nu te pup, brodere. Bine. Uite la Morata, mă, ce luptător e Morata, bro. Hai, Morata! N-ai. Bă, da, opa, mă, salut o video acolo, vă pup, boșilor. Vă mulțumesc mult de suflet că sunteți pe live acolo. Vă mulțumesc din suflet, bro. Uite-l pe Morata, mă, face meciul Morata, mă jur. Aaa, ce bine a stat Cărnatul. A stat bine acolo, bro. Care drag da sens eu? Opa, Bacea, bravo, viața mea. E rup coloana la băiat. Știu, tot timpul l-am donat când am avut încărcat monedele, bro. Încă o dată vă zic, nu v-am cerut și nu o să vă cer momentan donați, frate. Eu mă bucur că sunteți pe live, intrați pe live, dați câte un tap-tap acolo și câte un like, asta contează cel mai mult pentru mine. Nu trebuie să vă scuzați niciodată că nu donați sau așa, Doamne ferește, voi sunteți importanți, voi, că dacă nu sunteți voi și nu intrați pe live, eu n-am cu cine să vorbesc, să mă distrez aici, să mai fac o caterincă. Donațiile, vă mulțumesc oricum din suflet pentru donații, da? Nu e neapărat. Asta vreau să vă zic, că nu e neapărat, bro. Hai că aici noi trebuie să o luăm. Bine, mă, Upamecano. Bă, dar Upamecano nu e de bandă deloc, bro. Upamecano nu e de bandă, boșilor. Vă zice fratele vostru acum că nu e de bandă Upamecano. Deloc. A dat Morata gol. Da, Beleac, a dat Morata gol. Upamecano nu e de bandă. E lentuț, bro. E lentuț, Upamecano. Bine, stai aici. M-am săturat de ăștia care cer pe față banca să facă ceva și nu mai uit la ei. Adică banii... Bro, fiecare încearcă să facă un profit în chestia asta. Îți dai seama, Florin. Toți vor să facă bani. Că și eu mă uit la youtuberi. Apreciez
pe toți care fac YouTube, fiecare cu live-ul lui cu astea, dar și mie la multe chestii unele mi s-au părut exagerate, frate. Adică dacă vrea omul să se uite, să-ți arunci un ochi pe echipa lui. 5 euro sau 10 euro sau ceva de genul. N-ai cu aia. Dacă vrei, eu faci așa, dă-mi plăce, ce dracu. Când îți dai tu mare părere, îți dai seama, mai zici lui ăla parcă... V-am zis, n-am nimic, dar când cer bani să te uiți la o echipă, ar trebui să-i zici lui ăla, frate, ca și cum ai fi un coach, știi ce să facă. Îi zici, bă, schimbă aia, fă aia, dar să știi 100% că aia e bine pentru el. Dar tu îi zici că echipa e bună și că cred că ar trebui să schimba aia acolo. Dar tu nu știi cum joacă omul, nu știi ce stil are omul, știi? Lasă-mă, dacă te uiți așa de... să-i vezi echipa și să omul să-și arate și el echipa acolo, să-i dai un sfat sau poate să-i dai acolo o chestie despre echipă, o ai luat, frate, nu știu, părerea mea, na, nu știu. Probabil când o fi mai mulți, ai foarte mulți abonați și n-ai timp de toți, probabil atunci o să faci o chestie, o ceva, dar nu să cer foarte mulți bani, nu știu, o faci poate doar cu membri, doar cu ceva, știi? Când o să ai 2-3 mii de abonați, na, nu o să mai poți să-i faci pe toți, știi? Parcă îi ghicește viitorul că trebuie să doneze omul corect. Da, 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 nu... Valuie gen... A, nu, nu, frate, nu, nu dau nume, nu zic nimic, nu zic nimic, nu, nu vreau să am tangențe cu alt streamer, cu alt, Doamne ferește, eu sunt pătrățica mea, sunt în... Nu mă interesează ce. Fiecare, frate, face cum poate, cum știe, cum îl taie capul, vorbește comunitatea lui, cum vrea el. Na, nu-i normal. E singurul care a jucat cu mine FIFA fără să-mi cer să-ți donez. A jucat cu mine. Dar nu contează, bro, când facem amicale, facem amicale, jucăm, ne distrăm, ne simțim bine, asta înseamnă. Se preconizează un El Clasico în finala Supercupei. Cât-i scorul? Dar chiar cât-i scorul la Barça? A început Barça cu Osasuna? Cu Osasuna parcă joacă, nu? Eu nu am, frate, să donez. Adică în ziua de azi fiecare ține de bani. Eu de aveam bani, nu aveam ce face. Da, frate, nu e spa, bă, stai, mă liniștiți, băi boșilor. V-am zis, care vrea să dea, are plăcerea să dea, n-am nimic împotrivă. Mă bucur enorm de mult că, na, mă susțineți acolo. Dar pentru mine susținerea adevărată și cea mai mare susținere vine când stați voi pe live, când dați tap-tap-uri, când dați like-uri, dați abonări, aia e susținerea mea adevărată. Nu zic că nu mă interesează și pe mine banii, mă interesează, dar pe mine mă interesează mai mult oamenii. Că asta, că dacă ai mulți oameni poți să faci bani și fără să cer donații. Asta e chestia, știi? 1-0 Barça, e bine. E bine, e bine. O să fie finală grea în cazul ăsta. O să fie finală grea în cazul ăsta, bro. Mi-e place maxim să mă uit la tine și când mă joc sau ce fel, dau drum acolo să te ascult. Mai ales dimineața când stăteam și făceam cadete. O să mai facem. O să mai facem, bro. Să vezi că mai... Hai, Dorica. Uite ce prost e, bro. Unde e dracu să te ai dat, mă? E cel mai tare streamer, părerea mea, te respect, te pup, brother, mersi mult de suflet acolo. Vă mulțumesc din suflet, bro. O dă aici, nu? O dă cu capul, mă. Ah! Mersi mult. O să fie finală El Clasico dacă rămâne așa, adică dacă ba bine bate Barça, bro, pe Osasuna, n-are cum să mă bată, n-are cum să mă bată Barça. Fault! Hațegane, fault! Fault, Hațegane! Ah, trebuia să intre acolo. Imediat mă uit, boșilor.
Bine, Bacea. Avem unde să schimbăm partea, dar Bacea nu mai știe să paseze, Bacea. Bacea nu mai știe să paseze, bro. I-am dat să schimbe partea lui Bacea, n-a putut. A dat până la mijlocul terenului și am încărcat maxim, frate. Iar greșitul pasă. Offside aici. Offside cu aia. A fost offside toată ziua aici. Tot episodul ce zici. Dar nu că Aida l-a pus pe Andy, bro. Aida l-a pus pe Andy să-l bată pe Raul. Aida l-a pus pe Andy. Că Aida i-a dat poză lui ăla. E răzbunarea lui Aida, bro, acolo toată ziua. Adică bine, Andy oricum vrea să-l bată. Că i-a furat ceasul și ce dracu i-a mai făcut ca... A luat-o pe Selena, a pupat-o, știi? Dar... Aida i-a dat, i-a trimis poza lui Andy. Nu-l salvează Aida. Nu-l salvează Aida, bro. O, la el săr, numai la el futu-s morții, măte de joc. Ies afară, despre un serial, bro. Știu, Aida i-a trimis poza, dar dacă reușești să explică ce plan are, poate îl înțelege. Dar nu, Raul nu e, nu o să-i explice planul, bro. Nu-i explică planul. Nu-i explică planul, Raul. Nu o să-i explice, bro, că e... O are pe măsa la mijloc, care vrea să îl merlească pe Emre. Și Aida, îți dai seama că nu o să fie de acord. Oare îl bagă pe Virgil van Dijk la Evolution? Nu cred. Poate că avem aceeași mentalitate fiind gemeni amândoi. Bă, iau, ești gemen, bro? Am pierdut meciul ăsta, n-am fost concentrat. Nu știu câte victorii îmi trebuie la ICE aici. Toate cred că îmi trebuie să le iau aici. Vezi că nu le fac dacă le pierd. Când joci Weekend League-ul. Mâine pe zi nu cred. Mâine pe zi o să intrăm, dar nu știu dacă o să joc FIFA mâine. Așa. Și după aia pe seară nu o să intru. Să știți că mâine pe seară nu o să intru. E ziua lui... Și eu tot pe 27 mai sunt, bro. E ziua lui ficior meu și am invitați, vin, na, fac și eu o chermeză acasă mâine seară și de asta n-o să fac mâine seară live, o să facem mâine pe zi și o să vă pregătesc ceva pe seară, o să vă las un clip, o să vă pun ceva pe seară, uite de asta l-a făcut deja pe Ioris, Alaba acolo, Eusebio, o Malan, bine, auzi, trebuie ambii jucători în echipă, nu trebuie bro, ce ai? Distracție plăcută, mersi, nu trebuie bro, că e Ice vs Fire, ori cu Ice, ori cu Fire. Cred că acolo nici formația n-am pus, omul să moară Jax dacă... Da, la mine e offside. Distracție plăcută, mersi bro, te pup. La mine a fost offside aici, am mâncat. Dăm acasă. Deci e mai greu decât la Weekend League să moară copiii, dacă nu. Ia uitați-vă ce presiune pun cărnați. N-ai un să pasez, n-am. Uite cum joacă. E ziua coach-ului, da? N-ai un să joci, frate. Uitați-vă presiune pe... Iar offside-ul. Salut, salut, te pup, bossule, te pup, fratele. Să-ți trăiască la mulțea, mersi mult în suflet, bro. Nu știu dacă cineva îl salvează și simt. Bro, da, îți dai seama că cineva îl scoate de acolo, dar nu Aida, garantat 100%. Cred că vine Chico ăla. Vine Chico și îl salvează, garantat. Vine Chico, sigur. M-a trimis la covrige aici să moară Jaxe, dacă nu. Offside, nu e offside, mă, iar, bă, uite, bă, iar încă o dată nu e offside, bro.
Mă, lasă-mă. Sau șeful lui Cicu, adevărat. Ai, coai, lasă-mă. Meciul trecut la fel, n-a fost nici offside, nici pula mea, meciul ăsta la fel. Să trăiască, să crească mare, să vă aducă... Mersi mult, broadere, te pup, mersi mult de suflet. Dă-o, bă, pula mea de joc. Vedem peste o săptămână, corect. Da, nu offside, niciodată nu-i offside, niciodată nu-i nimic acuai, lasă-mi pula mea de joc. Joc de la prânz, nu, am avut liber, bro, am ieșit afară, am dat joc cupa asta, dar cred că mai degrabă nu intram, mă pișam pe ele de 3 pachete. Iar trebuie să aștept o săptămână, știu. Știu, bro. La mulți ani, te pup, bro. Joacă ăștia să moară, mă, sau mai ceva ca la Weekend League, coaie. A, nu, bro, am intrat acum, am 10 minute, e al doilea, al treilea meci, dar dacă merge așa nu mai joc, eu am terminat cupa a doua zi. A, nu vezi, frate, cum joacă, zici că joacă la Weekend League, dă-o-n... A mea scapă mingea, frate, a mea nu sunt stare să facă nimic, bro. No, uite, acolo trebuia penalti, frate, toată ziua, bro. Băi, trebuia penalti acolo, bă. Hai, bă, lasă-ne, EA Sports. Lasă-ne, EA Sports. Ha? Dă numai pe lângă mingea, ai mei, îți leșinați ai mei, frate, n-ai. Nu pot să dau pasă, bă, n-ai, mă, n-ai ce să-i faci, bă. Bă, dar nu mi urc un jucător, bro, meciul ăsta, nu vrea. Doamne Dumnezeule. Nu s-a băgat nimic, bro.
Uite, bă, bă, n-ai cum cu aia, nu poți să dai pasă, bro. Hai să-mi bag pula, ne-am dat joc. Nu poți nici măcar să pasezi cu aia, ce ai. Nici nu înțeleg de ce unele nu poți juca. Nu merg, nu poți să pasezi, frate, am dat pasă, s-a oprit și după aia a dat pasă, după ce am pasat. Adică am apăsat pe pase, am dat pase acolo, s-a oprit, a așteptat 2 secunde și după aia a vrut să dea pase. N-a vrut. Nu s-a băgat, frate, nu s-a băgat nimic. N-a vrut să dea pas. Ce căcat să-i faci? N-a vrut să-mi bat pula dacă a vrut să dea o pas acolo. Are dreș pe el. No 7700 de tap-tapuri, vă mulțumesc mult acolo din suflet. Hai să facem și noi 10.000. Salut Alex, te pup, brother. Hai și noi cu 10.000 tap-tapuri acolo. 10.000 atâta. Mai ies și afară. Tot cupa, măte. Cine dracu m-a pus pe mine joc la cupă, mă? E dracu m-a pus pe mine joc la pișatul ăsta de cupă. Să mă enervez la cupă, să mă uit cum... Salut, Bedac, salut acolo, bine ai venit, bro. Claudiu Bebe, ăsta e român. Dar nu că le-am făcut alea cu XP, bro. Eu le joc la pentru victorii, le joc. Aute și pe ăsta, Zidane, măta, dragi. Le dă la unii, când văd echipe de astea mă ia nervi, să-mi moară mama dacă nu mă ia nervi. Le dă la unii coaie pe viață să-mi bat pula dacă nu, le dă pe viața lor, le dă, vă, frate. Zici că au mâncat toți căcații din România să moară măsa dacă nu. 2-0 Barça, e clar, real Barça. Le dă, frate, la unii, îi sparge coaie. Eu dau un bar. Mataus, mamăsa, mataxu. Ești pe constant pressure, mânca mi-ai zlobozul de sclav împuțit. Poate e slab, e slab. Poate să fie cel mai slab, bro. Tu nu vezi, uite, cum îi face joc cu presiune singur. El nu face nimic. Să vă uitați, uite. Uitați-vă jucătorii lui de aici, din bandă. Uitați-vă cum presează mijlocul. N-ai un să dai, frate. Îi face autopressing, El nu face nimic. Na. Și n-ai un să pasez, că îi face jocul automat. Na. El nu se... El stă pe ăștia din față, da. N-ai unde, na. Pasă greșită, am vrut la Morata, mi-a dat greșită. Da. Uite unde dă pasa, bro. Uite, bro, unde dă pasa, na. Acum nu-i mai... El mă driblează cu sarcul aici, nebun, na. Nu-i mai ia nimeni mingea. Pasă greșită, du-te-n bapul la mâta de jos.
Toate pasele până acum au fost greșite. Lasă-o, pula mea. Dă-și o pasă bună. Thank you, boss. Mersi mult acolo. Vă pup din suflet, bro. Zidane la SBC, ce să-i dea? Pune și tu constant pressure. Îți dau un sfat. Încearcă să joci mai liniștit, să nu mai înjuci, să zici de joc. Dar e jocul praf, bro. Lasă-mă. Degeaba îmi zici mobile, BC de mobile. Dacă eu vreau să dau o pasă într-o direcție și nu-mi dă pasa... Că eu nu sunt ca alții, frate. Eu nu pot să accept o chestie care eu vreau să o fac într-o direcție și jocul nu mi-o dă. Asta trebuie să... Eu așa sunt eu. De asta nu-l mai joc atât de des, de asta mi-am băgat pula în el, că eu dacă vreau să dau o pasă în sus, dă-mi o coaie în sus. Nu unde vrei tu. Dă-mi unde vreau eu. Se merită Zidane ăla? Nu. Din punctul meu de vedere, nu. Nu. Eu asta nu accept, frate. Nu accept chestia asta. Eu dacă vreau să dau într-o direcție pasă, dă o coaie acolo, nu unde vrei tu. Și dă-o când apăs eu, nu după 100 de ani. De asta m-am lăsat la mâna mea anul ăsta și mă doare în pulă de el de joc, nu mai joc. Uite, am vrut la Ronaldo, am vrut acolo în centru, cine dracu era acolo Morata, n-a vrut să o dea acolo. A dat-o în pulă, a dat-o. Și acum ia și atacă. Na, ia și atacă acum. Iar stau 100 de ani și pe mine mă plictisește modul ăsta de stat așa. De stat așa și futu minge aici. Mă, eu nu pot să joc așa cu aia. Bac pula în el de joc. Eu nu pot să joc așa, frate. Eu nu pot. Eu nu pot să stau să... Put mingea stânga-dreapta dintr-o parte în alta o oră ca să nu fac nimic. Îmi bat pula în el de joc. Eu nu pot să joc așa, nu sunt genul care să am răbdare. Și o recunosc, de asta anul ăsta nu joc FIFA. De asta. Seara bună, te pup, de salut, salut acolo. Nu sunt genul care să stau să mă fut mingea asta 100 de ani, să mă uit cum stă ăla cu corul în poartă și din cauza AI-ului, oricum el e praf, nu știe să joace, e un slab. Mă uit cum joacă jocul pentru el. Eu de asta nu joc, frate. De asta anul ăsta m-am lăsat la mâna mea. De câte ori am început să fac, am lăsat-o cu live-urile mai moale. N-am mai jucat, mi-am băgat pula în el. Și eu mor la fel. Eu nu suport cu aia, să stau să fut mingea asta. Uite așa, hai să ne jucăm. Dar nu mi-aduc și o carte, hai ca să citesc o poveste până să apuc cu omul să joace. Da mă, ce dracu, joc FIFA sau stau și aștept. Da, sunt pula mea de joc. Na, ce e la level 35, dar n-ajung la level 35. N-am cum să ajung la level 35, bă. Ai faul. Mai ale USB, două echipe, bro. Două echipe. Care zici că e mai bun, Virgil Van Dijk, gol sau Vidic? Van Dijk, frate. Van Dijk are ceva, Van Dijk. E tank, Van Dijk, sincer. Van Dijk e tank. Te ajut dacă vrei cu Nike Med de ăla pentru XP. Nu o fac, bro, n-ai... Nu, mai mă piși pe așa, nu-mi dă nimica. Nu mai vreau, mie anul ăsta mi s-a luat, de jocul ăsta mi s-a luat. Nu vedeți că în ultimele live-uri pe care le-am făcut n-am mai avut chef de joacă, nici nu mi-am bătut capul să... Nu mai, frate, nu mai îmi bat capul. Fac tackling, rămâne la el. Unde dracu s-a mai văzut? Trece ăsta printre toți, uitați-vă o leacă. Nu e posibil așa ceva, mă. Nu e posibil să treacă. Ai trei jucători puși în linie, ăla trece printre toți. Hai mă, dă-o în pizda, mă. Nu e posibil, frate. Și de asta e pe mine anul ăsta m-a lăsat așa cu
cu un gust amar jocul și nu mi-a mai bătut coaiele cu el deloc. Am lăsat-o atât de moale, am lăsat-o cu jocul, încât nu trebuie să ai skill, nu trebuie să faci nimic. Trebuie să alergi aici, ai dat pasă și ai dat gol. Asta trebuie să faci. În rest, nu trebuie să ai skill, nu trebuie să știi să joci, nu trebuie să faci nimic cu aia, nimic, nimic. Trebuie să alergi în bandă cu R1 și gata. Asta e singura chestie ce trebuie să o faci. Virgil van Dijk a tot. Virgil van Dijk are ceva, frate. Cardul lui Gold are ceva, vă zic eu, nu știu, are ceva, frate. Primul șut al lui, primul gol. El știe să joace FIFA. Care crezi că e cel mai bun CB în 200k? Virgil van Dijk. Deși e mai puțin 200k. Virgil van Dijk e cel mai bun din punctul meu de vedere. E top. E top, Virgilica. Visul meu e să îmi dea Messi toti. Ah. Mersi, stai bro, liniștit. Cine e confirmat? Virgil sau cine? Offside, nu-i nimic acolo, hai. Dai penalti, hai mai dai și penalti, e clar. Deja Haaland și Mbappé. Câțiva jucători la alții erau bomba, la mine terminați. Dar la mine sunt terminați mereu. Nu s-a mai oprit cu aia, am dat în spate. Se vede și pe joystick cu aia, am dat în spate. În spate, nu s-au mai oprit. N-a vrut să mai oprească, s-a dus bombă. S-a dus bomba lău ca toporul la fund. Na. Să-mi explice și mie cineva acolo de ce nu s-a mai oprit când eu țineam invers joystick-ul. Aici nu-i offside, când trebuia să fie. Ah, te doare cap. Te doare capul de la jocul ăsta. Trebuie 3 în atac. Păi ia Mbappé, Haaland. Și cine mai ia? Chiar cine mai ia? E Mbappé, Haaland și cine dracu mai ia? Haide, mă, dă pasă. N-ai, nu sunt stare să dea o pasă de un metru, uite. Uite ce face joc. Offside drift! Toată ziua a fost offside acolo.
Deci dacă acolo n-a fost offside, în tai cu aia, jos. Păi și ce zici, că o să ia? O lua balonul de aur? Păi da, o să plece lui Neymar, să uită cu aia la minge, că aia pleacă bou ăsta. Atâta pot să spun pentru jocul ăsta, atât pot să spun pentru jocul ăsta. Eu am venit cu Vici Radioactiv și e peste Virgil. Bă, nu știu, oricum Virgil are ceva, frate, Virgilic are ceva. La offside nu ai ce să le zici la ei, că e chiar bine. Am văzut, am văzut. Ata am să-i dau lui eSports, degetul mijlociu, atât ați dau eSports. A ratat Neymar acolo dintr-un metru, a dat-o la pocreacă, a dat-o în vârful pulii. O să fie bombă cu Libali Live Pro, eu primește upgrade să ajungă de 90-91. Bă, am auzit, am văzut, am văzut. Dar e nasol, bine, nu e nasol cu legat. Dacă ai Mbappé ăsta, Doamne, Mbappé, ai Neymar, ai Ronaldo, îl legi. E bine, da, e bine, dar nu se mai poate. În loc să dea gol acolo prostul de Neymar. E și prost are Neymar ăsta, bro. Proatine, încă e bine la mine, am dat de unul la cupă care tăgea de timp din minutul 48. Păi ala durea în pulă, vrea să-și facă alea 5 meciuri. Am pun, de acum începi de asta cu pauzele, începi cu... Hai, dacă nu m-am săturat de comunitatea asta de FIFA, m-am săturat cu aia, mă disperă. I-am dat ball roll, n-a vrut să facă ball roll. Conduc cu 3-0 80 de minute și după aia mi-au 3 goluri. Bun venit la ea, FC. Ăsta e FIFA, bro. Bro, la tine că e bine. Da, e bine tare, mă. Tot el ban. Ce divizie ești? A patra, că n-am mai jucat. N-am mai jucat. Asta explicam, că mi s-a luat de jocul ăsta și nu mai... Mă doare... Nu mai zic unde mă doare. Atâta știu tot, să-mi bag pula în el de joc. Dacă n-a aleargă în banda asta, du-te că-mi bag pula în banda, mătii. Mă nervează cu aia, stilul ăsta de joc pe mine mă nervează. Atâta-i cu aia, de jucat în bandă și alegi cu ea în bandă, doia dracu și atât, frate. Nu trebuie să știi nimic, bro, nu trebuie să știi deloc să joci FIFA. Deloc, nu trebuie să știi să joci FIFA. Nu contează skill, nu contează viziune de pasă, nu contează nimic cu aia, nimic. O iei și alergi în bandă ca prostul. Asta e toată FIFA anul ăsta. Asta e toată FIFA anul ăsta. Să te iei, să alegi pe banda aia, să mă piși pe banda lor. Am niște pachete salvate, dacă prind un tot, îl instalez înapoi. Dacă nu prind, nu-l instalez. Mai bine nu-l instala, lasă-l. Ai jucat la Ice și la Fire Cup? Nu, doar la Ice acum. Am și în partea aia la altă. Teo Bilă, salut, brother, salut! Ce faci, mă? N-ai, frate, ăsta-i jocul anul ăsta, e terminat, n-ai ce să-i faci. Ăsta îmi pune pauze, le lasă pe dracu să-l ia. Teo Băilă, mă, mersi mult acolo de 20 de inimioare, te pup, brother, te pup, bro, salut. Ata joacă, frate, toată lumea, n-ai ce să-i faci, bro. Fac band acolo. Săritul ăsta numai la el, au, rămâni mingea mei zleșinat, săraci. Scoate-o în bandă, clar. O fi peste cap de vilan? Cred că da, o fi, nu.
Uite bă, n-ai bă, du-te bă în pula mea, nu mai joc, gata, și închid și live-ul. Du-te bă în pula mea. Du-te bă în pula mea de aici. A sărit fix la el, coaie. N-ai bă, uitați-vă la faza asta. Hai bă, las-o în pula mea de aici. Du-te morții, mă, te dă joc. N-ai cum, coaie, așa ceva. Alo, fratelu, te pup. Nu există, bă, așa ceva. Nu se există. Să moară copiii dacă se există așa ceva. Na, uitați-vă faza aici. Da, uitați-vă faza aici. Atacă. Sare mingea. Da? De aici pleacă toată faza. Din corner, da? De aici. Dă pas. Cum pula mea dau mai așa? Da, deci, șutează în ameu odată. Din ea, deci din ea sare direct la el. O dă asta, aici dă cu capul și să aibă, bă, lăsați-mă, bro. Dă-o, mă, pula mea. Pasa cu capul. Dacă îl mai pun să mai facă faza aia odată, ăla n-o face, coaie, n-o face. El n-a vrut să paseze acolo, el n-a apăsat pe nimic acolo. Îți garantez eu că n-a apăsat pe nimic acolo. Să moară copiii dacă ăla a apăsat pe ceva acolo. El, dacă îl pun să mai facă faza aia odată, el n-o face. El nu știe ce a făcut acolo. Dacă îl întreb, bă, cum ai gândit tu faza aia? Așa ai vrut să faci? El e... Nu știi. El n-au gândit nimic acolo, mă, ce dracu, ce căcat să gândească, mă, stați că revin. N-au apăsat, mă, X. N-a apăsat, mă, garantat, mă, ce ai. Ăla n-a apăsat niciodată în viața lui X. Ce căcat X. El nici nu s-a așteptat să mai ajungă mingea acolo. El a șutat la poartă, o sărit în ea și el era... Știți pe ce era el? Uite pe asta era el. El era să ia mingea. Uite așa îi făcea degetul pe asta. Ce dracu vorbim? Dacă vă zice fratele vostru, el niciodată nu era pe X acolo. El era pe șut. Stați așa. Nu o rădiți, bă, că așa e. Așa e, cum vă zic eu. Ăsta e jocul, bro. Unde căcat erau aia, bro? Season, unde erau, mă, live, unde era? La level 17. Mai întreb, cum am... Bravo, Gigi. Ești mec, e tot da bine, bro, ce vrei. Aia să jucăm și cu celălalt, cu Fire, ca să mă mai enervez și acolo odată și gata. Păi, trebuie să luăm un Fire acum. Morata mi-a părut bine de cunoștință, trebuie să te duci acasă, tată. Trebuie să te duci acasă, tată, că ești praf. Cu Morata. Să moară Jaxi. Jucăm cu Morata. De două ori. Morata la dublu. Morata la dublu.
Băgăm cum o rată pe viață. A level 30 mi-a dat Neymar acum, Ice. Bravo, e GG, e win. Deci ce trebuie să iei pachet la level 17. Dar n-am ajuns la level 17, mai trebuie 100 de căcaturi de astea. Mai trebuie 100 de căcaturi de astea, nu scap de morata, nu, să ține de mine. Ăsta cu roșu e ce trebuie, da. E ce te... direct la SBC îi bag pe amândoi. Să vă dați seama când... dacă ai o Pamecano, de ce ai băgat și morata? Am uitat de o Pamecano, ai dreptate. Nici nu mi-am dat seama că l-am pe o Pamecano. Ce ai ales la level 15? Pachetul. Ia-ți echipamentul ăla și fă, faci odată 5-6K XP, noi mai au nimica. Eu nu mi-am dat seama, m-am luat cu... ula mea, nu mi-am dat seama. Puteam spune altceva, dar meciul viitor pun altceva. Nu mi-am dat seama, frate, mă jur că nu mi-am dat seama. Uite bă unde, uite bă cum dă pasă. Du-te în băgamea și în pasele lui Măta. Să-i dau la mui lui Măta. Nu mă ascultă deloc jocul ăsta. Am vrut să dau acolo sus, era, cred că Malcolm era sus acolo, mi-a dat tot la morata. Scuze că te-am enervat, dar nu m-a enervat, bro. Ce m-a enervat? Nu m-a enervat, bro. I-a trecut printre picioare cu ei. Cum poți să-mi spui tu mie că-i te uită la ea? A, tu erai. Bravo, GG. Altceva nu zic. Pasează, bă, odată, bă, să mă cac pe pasele mătii și pe morții mătii. Norocul nu e în seara asta deloc. Doamne, băi, fratele meu, dacă am văzut așa ceva. Uite bă cum șutează, bro, că e... scăpa mingea de sub control, morata să-mi bag pula în tine. Fii mai calm când ești, nu vezi, mută mereu portarul. Da, pula în portarul.
picat pe portarii lor. E ok, bro, e ok. Bine, din punctul meu de vedere nu se merită, dar da, e ok. Nu știu, portarul e făcut doar să-ți aducă chem, că golul oricum e din ăla. Mi-a dat Camavinga, Ice din 85 plus pic, e bine. Am crezut că numai eu înjur la meciuri. Dar n-ai cum să nu înjur la FIFA, bro. Toată lumea înjură la FIFA. N-ai, toată lumea, garata asta la 100. N-ai cum să nu înjur, frate, când tu ai 200 de șuturi pe poartă și el dă dintr-o greșeală gol. N-ai cum să nu înjur. Sau când faci tackling-ul și sare mingea numai la el, n-ai cum să nu înjur. L-ai făcut pe Eusebio? Nu l-am făcut, nu. N-ai cum. Când ești peste el tot meciul și el îți dă o purită de asta așa dintr-un căcat, n-ai cum să nu înjuri. Și atent să stai, îți dea o pasă, ia uite. Mai mir că a dat fault. Mai am două echipe. Tot la el, da, direct la el, stai. Azi. Ai de bătut, bro, dar trebuie să te lasă joc. Hai mă, las. Paul, da. Trebuie să revii. Na, bro, nu pot să revin că nu mă lasă. Nu vezi că nu mă lasă. Nu, te-o scu- uite-mă un pic, na, uite, Neymar a scăpat mingea de sub control acolo, nu i-am dat să facă nici schemă, nu i-am dat nici să alerge, nimic cu aia, a scăpat mingea, mai mult de atât ce vrei. A scăpat mingea cu aia acolo, ce vrei să-i fac? Na, e cu aia, a scăpat mingea efectiv și a bătut pula de ea Neymar. Pasă, pula măta, pula dracu să te ia de joc. Iar, da? Mare jucător, a, uite, bă, altul, bă, coaie, dacă nu mă disperă, coaie, bă, dacă nu mă scoate din sărite, frate, uite, bă. Dacă nu mă scoate din sărite, frate, jocul să moară măsa, dacă nu. A uitat. Moară măsa, dacă nu. Dă-ți niște cărți, să joc o șeptica până să hotărăște ăsta să dea skip. Coaie, să moară mama, dacă nu. Na, pentru asta n-a să-mi suși pula.
N-ai văzut așa ceva. N-ai cum, frate. N-ai. N-ai. Te scoate din sărite, frate. Te piși pe măta să mă piși pe tine de sclav. N-ai cum, frate, așa ceva. N-ai. Ai un singur șut pe poartă tot meciul, dai un gol în pula mea dintr-o greșeală, după aia ești maker, lași pauze și lași relorile, că ai jucat o pulă, n-ai jucat nimic cu aia, ai fost varză tot meciul în pula mea, ai fost praf tot meciul, ai fost. Terminați, joacă, bă, jocul ăsta, să moară mama, dacă nu, nu m-a terminat, joacă jocul ăsta cu aia, nu m-a terminat. A ajuns toți ratați să joace jocul ăsta, frate. Toți ratați, frate. Toți demenți, toți frustrații cu aia, toți... Nu mai zic nimic. Toți frustrații, toți tâmpiți, au ajuns să joace jocul ăsta cu aia și îl fac de rușine și te face cu capul cu aia. El... Ești maker că-ți lasă pauzele cu aia. Ce pula mea înțelegi că lași pauzele? Nu înțeleg, frate. Nu pot să-mi dau seama ce pula mea de plăcere ai că lași pauzele. După ce tu ești conștient că ești un slab și ești un vai de pula ta. Ferească Dumnezeu dacă nu e... Oameni Dumnezeule, dacă nu te... De acum iar nu o să mă mai vedeți pe FIFA vreo o săptămână. Iar nu mă mai vedeți pe FIFA o săptămână. Și gol. El la mine a dat-o în fundaș. El a dat-o la mine, n-a dat-o. Salut, Marian, te pup, bro. Aș, mă, uite, bă, mâncava și pula voastră. Pun fundașul să ia mingea, bro, și nu eu ia, bă. Bă, dacă nu e... Gata, Sebi, nu, frate, mai am, ți-am mai zis odată.
unde intru să joc aici, la cupă, bro, la Ice vs Fire, la cupă. Dacă vrei să-ți faci nervi, intră, bagă. Bagă să-ți faci nervi, că e loc de nervi aici pe viață. E loc de nervi aici pe viață, frate. E... Zici că joci la regionale. Joci aici pe viață, joci. Ai avansat față de FIFA 23. Da, am avansat înapoi, am avansat. Am avansat înapoi. La FIFA 23 eram în Elite Division. La FIFA asta sunt în divizia a 4-a. A 5-a. Doamne, vreau să dau pas aproape, uite, o scap aici, n-ai mă, e... E greu, nu merge jocul, frate, nu că e greu, da? Gatul măte să-ți fu Dumnezeu măte cu alergatul măte în pizda măte. Dă-i roșu, băga-mi-aș gura lui. Băga-mi-aș gura lui. Frățior, folosește și tu R1 mult. Nu o să învăța, frate, cu R1. Hai să-i bică, mâncați aia și penisul tău. Aia nu trebuia să intre. Acolo bine, trebuia să o dea din prima, dar nu știu cum s-au dus așa. Nu... Dar o să dați pe FIFA, jur. Ce vorbești? Numai de jocul ăsta n-am mai ajuns, frate, să-l joci de plăcere. Nu mai există plăcere în a juca jocul ăsta. Nu știu la voi, dar la mine plăcerea e zero aproape de a juca. Adică pentru mine plăcerea e zero de a juca. Nu mai e plăcerea aia de a juca. E zero, frate. Înainte, anul trecut, efectiv, mă trezeam cu noaptea în cap să joc. Vreau să joc, frate, să avansez asta acum. Deci nu-mi vine să deschid consola când aud FIFA. Nici nu vine să deschid consola, așa plăcere am acum să joc. Zero spre deloc. Da bine, brother, uite, mă chinui, joc la nu știu ce căcat de cupa puli, joc la cupa puli, joc, nu știu ce joc aici. Altceva de oștept, nu se compară că este pârce, dar e vrăjeală jocul ăsta, crede-mă. Uite, o sări mingea la el. Da, și eu aici mă fac că joc FIFA, că nu... Când apare jocul pe care îl lansează Ronaldo, anul ăsta, dar nu știu exact când. Anul ăsta, dar nu știu exact data. Nu știu exact data, bro. Nu
nu știe exact data, că pare aș vrea să știu și eu, că poate e mai bun ca ăsta, frate. Poate e mai bun, apare anul ăsta, dar nu știe exact când, nu știe exact data, nu știu, nu știu, dacă aș ști bine ar fi, dar nu știu, frate. Asta e păcat. Poate o fi dracu mai bun ca ăsta, că ăsta e panoramă. Eu zic orice jucător de FIFA în jura, nu există. Nu există jucător să nu înjure. Nu există. Eu mă uit la live-uri până afară, mă uit la băieți care joacă de până afară. Hai de cap, o să vezi ce înjură și aia mâncava și gura voastră de nu distrupe, frate. O să fie mai terminat ca ăsta. Da, dracu, știe. Și aia din afară, frate, mă uit la ei dacă nu înjură și aia, frate. Bine, nu vă gândiți că mă uit la text și text pula mea înjură. Nu, la streamer de FIFA care-i găsești pe YouTube, pe aia, mai rău decât noi. Ce ai, mă, mai... Am văzut niște italieni. Bă, mâncava și gura voastră. Ferească Dumnezeu, cum făceau să-mi bag pula, dacă nu. Adică și eu când mă ia așa, fac. Am văzut multe, să vă uitați pe YouTube Rage FIFA 24. Uitați-vă Rage FIFA 24, top rage-uri. Ce vorbești, bă, bucația? Să-i vezi pe aia, frate. Le curs saliva dă-n gură, ești nebun la cap. Să vă uitați. Căutați pe YouTube acolo top rage-uri FIFA 2024. Să-i vezi cum fac, frate. Ce ai vorbești, mă? Morata-l dă la o parte pe blanc, frate. Morata-l dă la o parte pe blanc. Bacea nu-i în stare să facă un ball roll aici. Mersi de pasă asta superbă. Dar în periță la... Aia am trecut, nu mi-am spart geam. N-am spart geam aici, am trecut de la FIFA. Am trecut de la FIFA, am spart geam aici. I-am făcut un pumn, mi-a trecut pumnul pe geam. Anul ăsta am zis că nu mai spart. Ai, bă, lasă-mă, frate! Dar l-am schimbat atunci, l-am schimbat. Uite, ăsta, băiatul ăsta n-a jucat nimic un meci întreg. Deci am fost peste el, ca să vedeți cum e FIFA asta. Am fost peste el un meci întreg și o să vedeți că dă un gol dintr-o greșeală. Vreau butoane de la joystick, am văzut și eu cum spărgeau prin cameră. Da, frate, își dădeau... Ce dracu, eu sunt calm așa, adică... Eu sunt calm, crede-mă. Aia rupeau tot, frate. Ăla-i așa, da. Să-i mai dea și unul greedy. Bă, deci când văd celebrarea asta, mor, mă ia drace. Deci nu, n-am... Și când iau pe ăștia de la ei sports că am umbrat la grafica celebrărilor, că stadioanele arată nu știu cum. Fă morții mătii jocul să meargă ca lumea futu-s rasa mătii cu jocul mătii.
Mie îmi trebuie cerebral să văd eu cum își arăt ăla mâinile pe aici. Dă-te-i morții, mă, cu stadioanele tăli și cu celebrările tăli. Mie fă-mi jocul să meargă futu-ți rasa, mătii. El îmi face stadioane și tifuri și pula mea begiul. Dă-te-i în gâtul, mătii. Na, ce v-am zis? Ce v-am zis? Un șut. Un șut. Na. El îmi dă celebrări și tifuri și stadioane și dungi roz pe teren și plase albastri, negri. Du-te-i în pula mea, fă jocul să meargă morții mătii. Nu-mi da mie, că nu mă interesează astea. Du-te-i în pula mea cu tifurile tale și cu stadioanele tale. Că oricum nu joacă, nu-și pune nimeni stadion cu aia. Toată lumea joacă pe stadionul standard de la Food Champion. Aia zic. Două șuturi, două goluri. Bravo, ei sporți. A, nu mai poți să iei mingea, gata, s-a terminat, ia uite, numai la el. A, ce drag, gata, s-a terminat jocul. Pierzi, da, frate, pierzi, normal că pierd. Că nu mai vrea, dacă nu mai vrea, aici e gol iar. La level 30, da, normal, la level 30 un snowflake. Pierd că nu pot să mă trag stânga-dreapta cu aia, nu pot să mă trag, zici că-s morța mei. Pas, pas pe dreacul la el, normal. Uite un pic, na. Nu pot să te-ai văzut și acolo cu pamecanul, nu puteam să mă dau stânga-dreapta. El era țavă, tractor pe teren, nu pot, că nu vrea, nu vrea. N-ai ce să-i faci. Folosește R1. Păi folosesc R1 și am ei morți. Uite, pasă greșit. Am vrut să o dau în bandă jos aici. Aici am vrut, în prima. N-am vrut în prima aici. N-ai mă, țin și în direcția asta, să facă preluare departe de el, nu o face, uite, na. Hai, băi, n-ai ce să-i faci. Îl bat, ești bun, nu-l bat chies afară. Nu-l bat chies afară, nu mai stau. Nu mai stau, că să vede meciul și eu nu vreau să mă nervez. Nu vreau să vede că nu vrea cu aia, faci tackling, rămâne tot la el. Și nu vreau să mă nervez, îmi bat pula în el. Doriți 91 sau așa, Michael, nu contează, care te ajută la chem. Care te ajută la chem, frate, nu contează. Eu nu stau, deci na, nu mai stau să mă enervez, nu mai. Și la calificator la fel am făcut. Am ieșit afară, uite așa le-am dat. Vru, 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 pe bandă le-am dat. Nu stau cu aia să mă enervez. Nu mai. N-am. N-are rost. Faci tackling, rămâne la el, pentru ce căcat să mai stau? N-are rost. Ce, stau să mă uit cum rămâne mingea la el? Și cum din două șuturi dă gol? Ha, tot la el. A fost mai bun, ăsta așa este, ai dreptate, nu mergea. Măi cu aia, mi-a foară, dar ce stau să mă chinui? Fac tackling de 3 ori, rămâne la el, am ieșit afară. Că-i 1-1, că-i 0-0, că-i 2-1 pentru el, că pula mea ies afară. Pasă greșită din prima. Pasă acolo, cine l-a lăsat să dea pasă? Cine l-a lăsat? O pasă simplă cu aia, o pasă simplă. De când nu mai joc FIFA, viața mea s-a schimbat. Dorm mai liniștit, îmi fut femeia mai des,
am reușit să văd și eu partea bună a vieții. I-am dat pasă de 100 de ani să dea acolo. Faci tu că la, de când am început să mă dau cu Delma pe piept, viața mea s-a schimbat. E care șut gol. E bătaie de joc, bai, e bătaie de joc, bai, joc. E bătaie de joc, frate. Uite pasă greșită, tu uite. Offside, coai, offside, coai acolo, coai, offside a fost acolo. Ați văzut aici? Stați să vă arăt. Doamne Dumnezeule, nu poți să faci nimic, bro. Bă, nu poți să faci nimic, coaie. Stați să vă arăt ceva. Fiți atenți aici. Fiți atenți la pasa asta aici. Fiți atenți aici. Da? Dau pasă la Neymar. Îl văd pe Eusebio acolo. Da? Dau pasă și dau din prima aici lui Neymar să o dea. Băi, dau din prima să o dea, că l-am văzut pe Eusebio acolo. Fii atent ce face Neymar-a meu. Ia uitați-vă la Neymar-a meu. Ca să intre ăsta în offside. Ai făcut Eusebio, mai am două echipe, bro. Mai am două echipe la Eusebio. I-am dat pas acolo, bro. Din prima. Păi e bătaie de joc, uitați-vă, nu poți să iei mingea cu niciun jucător. Păi este bătaie de joc până la Dumnezeu, îmi vine să mă dau cu capul de tastatură, bro. Of, nu poți să le iei mingea, frate, nu poți să faci nimic, bro, dacă nu e teroare jocul ăsta. Hai, bă, pula mea, bate. Bate pe poartă, pe el asta îl interesează, gliciuri și pula mea. Asta îl interesează, frate. Nu încep, nici nu joc weekendul ăsta, mă jur că nu joc. Săptămâna asta nu mai e, fără FIFA, iar o săptămână fără FIFA, nu mai intru. Am văzut, gata, nu e tot aceeași panoramă, nu o schimba nimic cu aia și eu nu mai, chiar nu vreau să mă mai enervez. Eu chiar nu vreau să mă mai enervez, sincer vă zic, fratele vostru nu vrea să mă mai enervez. Oh my, o săptămână de acum iar nu mă mai vedeți cu FIFA. Na, uite. Până a șutat acolo i-a trebuit un secol. A venit ăla și a luat mingea. Maș, bă, că nu te cred.
N-ai mă, uite bă, numai în el, și pe verde, și pe pula mea, te ajunge din orice direcțiile, n-ai cum, frate, când nu vrea. Mai mult dată n-am ce să-i fac. E offside, pula, e offside de 100 de ani. Da, te-ai morții, mătii. Să-mi sugi pula. Și fiți atenți ce fac acum. Uite așa, na. Ia și sugi-mi pula cu jocul tău, na. 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 Du-te în pula mea de aici. Mă piși pe tine. Sau și mă gândesc uneori. Dar așa merită cu ai, dar pula mea. Și nu sunt rău. Dar așa trebuie făcut, frate. Toate morții, măte. Păi da, dacă omul a avut numai bulan, lasă că stau bulan. Na, du-te morți, măte. Mă piși pe el de meci, nu mă interesează. Dar nici el nu-l ia. Să-mi bag pula în el de meci. Du-te, mă piși pe tine. N-ai cu adat ce dracu, stau și mă... Fac... I-am arătat cum se joacă. Cu toate că dacă luam, uite, aveam aici, din aia. Nu știu ce se întâmplă, dar joc acum și la fel merge. Eu nu mă, pe România treaba asta e. Gata, uite, frumos, ai văzut ce frumos am făcut? Asta să ne chinuim, mă, băi, boșilor, mă. Dar ce dracu, noi suntem oameni maturi, mă, suntem oameni cu caracter, mă. Suntem oameni cu caracter, mă, uite, aveam un 82 și un 83. Te-am lăsat, bro, salut, o seară faină, te pup, brother, mersi, te pup. Și scuze, poate am înjurat mai mult în seara asta decât trebuia, scuze. Ești tot, bro, te pup, adiță. 82 ori 2, haide, mă, hai cu pachetele alea, șmechere. Oricum aici, în Morata, nintă. Ne-a dat Borja Iglesias, ne-a dat pe borgătul ăsta. Du-te, zici că ești pomohaci, zici că ești pomohaci. Mi-l-o dat pe pomohaci, bine ai făcut. Da, l-am pizdat, mamei lui. Următorul. Brazilian, central back, Militao. Aia e căcat. Thiago. Bine-s pe Thiago. Asta ai zis că e Fernando de la Caransebeș. L-am și dat plichet. Mersi Roberto acolo de 25 de... Nu, mersi Roberto de donații și mersi Marius acolo de donații. Invers era. Era invers, dar nu mai... Bă. Ia să vedem. Pe aici, de unde dracu mai fac 100 de din astea, mă? A, dar stai că aici mi-l dă pe pișatul ăsta sau pachet 80-30. Mai trebuie 100 de cădreze de astea, nu-i mai fac 100, bro, să mai deschizi și noi un pachet de ăsta șmecher de ăsta frumos. Deschizi și noi un pachet de ăsta frumos, nu-i mai fac 100 de din astea, bro. Ce dracu mai fac 5 de astea? Nu mai am, nu o să mai fac, joacă squad battles. A, na, ce dracu joacă squad battles. Te-am zis, facem rapid, trei amicali. Joacă cu echipamentul Nike, nu l-am. Dar pe aici nu mai pot spa nimic, mă, uite, play, 3. Băi, vă-l acolo și faci XP. Zici că fac XP dacă îl fac pe colo? Hă? Bine, oricum trebuie să-l fac pe colo, Moani. Se pune la Nike. E, n-am kit-urile, bro. Îți dă la meciul jucate, am înțeles. O, stai că am dat greșit. Păi le-am eu.
Deci jucăm amândoi în aceeași echipă, bro. Primești ceva pecuri dacă joci la cupa asta? Primești, dar slăbute. Sincer, nu prea să merită. Acum ce trebuie să fac? Trebuie să câștig 3 cu ăsta, nu? Trebuie să câștig 3 meciuri cu prostul ăsta. Cu țiganul ăsta. Nu merge amical, nu merge amical. Trebuie să jucăm cu 8 amândoi. Trebuie să jucăm cu 8. Nu amical, n-are treaba amical. Trebuie să jucăm cu 8 și cu altcineva dacă vrei. Trebuie parcă să câștigi 3 meciuri cu el în echipă. Câștig de ledre acului. Câștig de ledre acului, dă meciuri, cum nu câștig eu. Culmea ar fi să te chinui și la squad. N-ai, pula. Dar nu, că trebuia să fac niște obiective vreodată. Trebuie niște kituri, trebuie... Nu, nu fac niciun obiectiv de lansare, mă fiși pe lume. Până acum nu am pierdut niciun meci la FC24. Bravo! Bravo ție, bro. Dacă vrei, te învăț eu cum să pierzi. Te învăț eu cum să pierzi, dacă vrei, bro. Nu-i problemă, imediat se rezolvă. Eu nu-s Florin, salut, salut, te pup, bro, salut. Te învăț eu cum să pierzi, bro, nu-i problemă. Se rezolvă, numai zi-mi. Hai să-l iau o poziție din asta așa mai fermă că... Nu, se pare că în seara asta FIFA nu-i de mine. Să moară Jaxe dacă FIFA e de mine în seara asta. A, nici asta nu-i intrat, du-te în spanac. Când se schimbă pasa cu șutul? Cum se schimbă pasa sau când? La ce? Adică... Urmă apare alea cu el unul pătrat gen cu șuta, dar nu înțeleg la ce te referi, bă. Când se schimbă pasa cu șutul? Păi când apeși pe șut se schimbă pasa. Sau vrei să schimbi tasta? Ce vrei să faci? Că nu înțeleg, Florin, la ce te referi. Urmă apare alea cu el unul și el pătrat cu gen șut. Nu să le scoți alea trainer sau ce? Gen fake shot, pătrat X sau pătrat cerc X, una din astea două. Dar nu cred că s-a referit la asta. Trebuie să înveți trivela, finese, run, dribbling. Asta e FC. Dar le știu, bro. Trivela le știu, finese le știu. Cu R1 ăsta nu mă împăc eu prea bine.
Joc un meci normal și la al doilea meci apare alea ce ți-am spus eu. Că trebuie să intri în setări la FIFA să-ți dezactivezi trainerul, bro, să nu-ți mai apară, asta e. Îți dezactivezi trainerul ăla și gata. Nu mai știu exact la setări unde trebuie să intre, dar intre acolo și dezactivezi, dacă nu, șterge jocul. Glumesc, bro. Trebuie să intre la setări acolo. Dacă nu mă înșel, și în timpul meciului poți să o faci. Te duci aici, frate, uite. Și în timpul meciului poți la trainer și dai aici să nu-ți mai arate. Show, hide, vezi? Să nu-ți mai arate asta, dai pe hide. Sau pe show și le ții pe off toate. Aici, gata. Da, frate, dar nu-i normal să treacă, bro, așa. Nu-i normal. Dacă ai fundașul, frate, și faci și tackling, nu reușește să ia mingea și dacă eu iei îți dă foul, nu-i normal. Nu, mă, dar ți-am arătat acolo, la training, acolo trebuie să le oprești. A luat calculatorul roșu, mă, să moară Jaxi, dacă nu. S-a căcat calculatorul pe el, s-a căcat calculatorul roșu, bă, pe el, mă. Hai, pomohaci! Preluare pe piept a făcut o preluare pe piept, zici că a făcut placaj la rugby. Roșu. Încă roșu. O să încerc mâine. Dar asta dacă se întâmpla la Rival sau la cupa aia, nu se dădea nimic aici, nu era faul, credeți-mă. Deci dacă era la cupa aia, nu era faul. Dacă era la cupă sau la Rivals, poate ne auzim mâine și mi-a râs. Da, bro, nu-i problemă. Mă! Astronauta mi-a dat offside. Astronauta și mi-a dat offside, bă, frate. Randall, mâncam ei cu aile, Randall. Muzica asta nu prea se potrivește, fraților, cu ce joc eu aici. Deci piesa asta nu se potrivește deloc cu ce joc eu aici.
Pacea nu mai vrea să paseze deloc. Nu mai vrea deloc să paseze Pacea, bro. E proastă. Nici trivele pe green nu merg, bro. Dar niște trivele acolo pe green n-au mers. Aici sare afară pentru el, ca de obicei. Tu-s rasa mătii de bulangiu. Da pasa aici. Arata pasa acolo, nu? Roșu! Bun, încă cât dracu, două mai am aici. Două meciuri la ăsta, o mai am. Două meciuri mai am. De ce joci la squad? Să le voliez pe prostul de Colomwani. Să le voliez pe Colomwani, bro, de asta joc. Voi juca și Rivals numai să câștigi. Atenție, să mă concentrez prea tare la Rivals. Trebuie să mă concentrez prea tare, frate, și n-am chef, mă jur că n-am chef. N-am chef, să-mi bag pula dacă am chef, n-am. E prea mare concentrare pentru mine în seara asta să joc la Rivals, nu? Și n-am chef. N-are fratele vostru chef, nici de al dracu să joace la Rivals. Joc așa aici, mai zicem o Caterin că te-ai calificat la ce, la Weekend League, da. Am calificat la Weekend League. Dar nu cred că îl joc, nu cred că îl joc. Nu știu dacă îl joc, bro. Am scos în 8 ore de squad peste 30 de pachete. Bravo, ai făcut obiective din astea, nu? Nu cred că îl joc, Andrei. Salut, frate, salut, Miladin, salut, bro. Nu cred că îl joc, bro. Ce cameră folosești cu 8, 17, cu 0? Da, nu știu dacă o să-l joc, bro. Nu prea am chef să-l joc, mă jur. Încă da, tot la squad. Păi am jucat la cupa, acum ați la squad, iar. Șaptespe cu 0, bro. Nu 12, 17. Așa am eu, 17. Ai nebunit. Mersi, frate. Păi mai am 3 meciuri să-l termin pe bou ăsta de Colomwani. Mă, ba, am jucat la cupă. Am mai luat acolo un pachet 2. Ai nebunit. Da, nu, n-am chef de Rivals, frate. Am intrat la cupa asta și am văzut cum merge și gata, nu mai ajunge prea mult. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
Mai termin cupa, aia termin o pulă, nu mai joc niciodată, mă piși pe ea. Nu mai, frate, nu mai, pentru mine e... Nu știu, bă, ce chef am, dar nu, la cum am văzut în seara asta, că merge, iar mi s-a tăiat cheful de tot. Merge ceva, merge de, dacă vrei să ștergi jocul, merge, da. Glumesc, merge, trebuie să joci calm, trebuie să joci. Mâine la Weekend League. Nu știu dacă joc mâine Weekend League-ul, mâine mai pe fugă, trebuie să mă duc să fac niște cumpărături, o să joc, dar nu știu dacă joc Weekend League, cred că mă bag tot la căcatul ăla de cupă. Dar bine, nu pot să mă bag acum, că a trecut de 12 noaptea. Aia nu era până la 12 noaptea, a trecut de 12 noaptea. Pot să joc chiar, nu? La 8 au reset, la 8 mâine dimineață, fii sănătoși atunci, fii sănătoși atunci. Nu că se poate completa Walker, ci că mai sunt câteva zile sau azi a fost ultima zi, nu mai știu. Nu știu când expiră evoluția lui. Mai era o zi. Da, uite. Abia mâine seară se termină. Ia uite că abia mâine seară se termină, bro, nu în seara. Dar tare împiedicat te-a făcut măta aia, cred că te-a făcut, măta s-a împiedicat când te-a făcut. S-a împiedicat și a căzut exact în ea de a ieșit așa împiedicat. Cred că s-a împiedicat acolo când... Oh, Dorel. Dorel. Înțeles. Fost offside, mă, du-te dracu, că n-a, du-te dracu de aici, mă, că n-a fost niciun offside. Deci poți să-l bari niște la SBC de acum pe Walker, că s-a expirat. Topor! Când ai drumul la Ghost of Tsukushima? Cred că mâine dimineață. Mâine dimineață, la cafea frumos, bag un Ghost. Sigur, dimineață, că n-am chef de FIFA. Pe că mâine dimineață, când îmi beau cafeaua, dau drumul la un Ghost. Dau drumul la un Ghost mâine dimineață. Fac caterinca acolo, dau cu sabia, dau cu ceatârna. Pe celălalt canal așa. Da, da, și pe YouTube. Adică e pe YouTube și pe celălalt. Ce-au băgat-o aici. E chestia că aș face aici, bușilor. Aș face aici, dar nu intră. Aici dacă dau drumul la alte jocuri, nu intră lumea. E bun jocul, povestea Gabriel, forță. E aici dacă pun... Pun ăla, nu intră. Suntem maxim 4. Că știu că am mai încercat să mai joc așa și nu intră, nu stă lumea. Lumea vrea să vadă FIFA aici. Și ăsta las, vor să lanseze partea a doua. Dar mai e acum, Rise of the Ronin apare anul ăsta, ceva exact la fel aproape. Exact la fel. Te-am văzut acolo.
lansează anul ăsta tot ceva, vine și la... e bine. Nu știu, n-am jucat deloc Ghost of Tsushima ăsta. Tot am auzit că e lăuda și l-am cumpărat și eu. Și l-am luat și eu. Adică, frate, aici unde? Pe YouTube? Da, aici pe YouTube o să fac cu Ghost of Tsushima mâine. Pe YouTube aici, bro. Canalul de YouTube rămâne același. TikTok-ul schimb. Canalul ăsta merge cu FIFA până vine GTA. Bă, dacă vine, la cât? Păi cred că de la 10:30, când o să mă trezesc, îți dai seama. Mai e un pic până apare FIFA 2, ăsta FIFA, doamne, GTA-ul. Mai e un pic până apare GTA, frate. Și eu l-aștept. Pe că GTA o să fie singurul joc care o să-l joc pe PC, să mor dacă nu. Cred că o să fie singurul joc ce o să-l joc pe PC. GTA-ul. Când o să apară, bineînțeles. Nu o să pot să-l joc pe consolă. Oricum, mâine s-a acasă toată ziua, că zărci bognă. Prin și AFC 25 până atunci asta. Îmbătrânesc aici, îmi crește păr la anus. Îmi crește păr la anus, vreo, până apare. Păi dacă tot la mână, frate, tot la mână, din cauza că e hackuit mereu, le sparg ăștia serverile și apar tot felul de leak-uri pe Twitter-ul ăla și... De asta, tot s-a mână, frate, s-a mână. E mai mare pe PC, de ce joci pe PC pe coane? Vreau să joc pe PC ca să pot să joc și o să apară sigur, o să apară chestii de ala roleplay, frate, știi, o să apară cum e 5M și tot felul de prostii de astea și pe consolă nu poți să le joci. Zici că joci la squad, păi chiar la squad joc. Știi? O să apară roleplay-ul din alea 5M, morți ca așa și nu poți să le joci, pe consolă nu poți să le joci, frate. Doar pe PC, știi? Și l-aș lua pe PC dacă e. Deci să nu le iau de două ori, o dată pe consolă, o dată pe PC, că na, o să fie exagerat de scump. O să fie 5-6 milioane, o să fie GTA-ul, credeți-mă. Dar știu ce zic, pe PC joci povestea, dar atât, da. Bine, poți să joci și multiplayer online, dar nu e ca și cum ai juca 5M, știi? Cu roleplay, cu nebunii, are și parte de multiplayer pe asta, dar nu e așa. Așa de noapte bună, te pup, bradere, mersi. Dar nu e roleplay, exact. Exact, știi? Și tot am mai văzut că joacă băieții ăștia, bap încolo și am zis că, bă, cred că o să-mi iau pe un PC, dar până atunci cred că o să mai fac un PC. Cred că o să mai fac un PC până atunci. Așa aș vrea, dar până apare, știi? Aș vrea să mai fac un PC până atunci, dar eu știu. Seara frumoasă, startul făcută mâine, te pup, vreau dremesi mult în suflet și te țin la curent cu alea ce mi-ai dat acolo. Te las, seara bună și haide, te pup. Păi oricum și eu meciul ăsta îl mai joc, să-l fac pe Randall ăsta, pe Colomuani. Și după aia, bă, dacă îmi dă ceva să deschid pachetul ăla, dacă nu îmi dă, aia e. Da, bro, nu-i problemă, stai liniștit. Aia-i. Poate îmi dă 100 de XP-uri din alea și mai deschis și eu un 83 ori 10. Paul, cu trasa ta. Trebuie să ajung la Altex să cumpăr o manetă. De ce ai spart-o? Ce ai făcut? Ai spart-o? Ce ai făcut? S-a stricat sau ai spart-o? Ce ai făcut, bro? Carceaui.
Ferenc Puşkaş. Ai căcat. Am spart-o fără să vreau. Eu am spart-o sâmbătă trecută. Bă, sper să scap anul ăsta fără să spart ceva. Sper să... Eu sper, știi? Ce drept, am mai dat prin birou pe aici. Am niște urme pe birou de la colțurile de la manetă. Dar, în schimb, am scăpat, n-am spart. Bine, mi-a spart tastatura, ce e drept, anul ăsta. Anul ăsta mi-a spart tastatura, dar tastatura nu n-a fost așa scumpă. Ce părere ai? The Edge. O prostie. Sau nu, tot te referi la controller? DualSense Edge e de la Pro, nu? La ăla te referi tu, nu? Ăla la 9 milioane. Băi, e șmecherie ăla. E șmecherie, frate, mai ales dacă joci shootere, te ajută foarte mult. Dacă joci shootere, te ajută foarte mult. Foarte, foarte mult te ajută controllerul ăla. Eu aveam la PS4 padele pus. L-am luat, dar la FIFA nu face diferit. Păi nu, că ăla nu e pentru FIFA, bro. Ăla e mai mult pentru shootere, bro. Te ajută foarte mult la shootere. La FIFA nu te ajută. Mult are țans, te ajută la asta, la shootere. La shootere, că ai butoanele de sub, poți să le pui tu cum vrei. Și nu-ți mai iei degetul de pe analog, știi? Stai mereu cu analog. Îți pui încărcare, reload, sărit, ce mai vrei tu pe acolo pe dedesubt și nu-ți mai iei degetul de pe analog. Stai mereu pe analog. La controlul de PS4 aveam ca un fel de fluture, se băga pe unde se încărca controllerul și aveai două butoane suplimentare de dedesubt. Și erau de la Sony, erau făcute de Sony, adică nu erau, de la ei erau făcute. Dar nu mai știu cum dracu, am cutia pe aici, am cutia, nu știu cum dracu le zice, stai așa. Așa erau alea de PS4. Vezi? Le puneai dedesubt și aveai două butoane în plus. Așa erau alea de PS4. Faza e că poți schimba dacă face... Aia e, asta e șmecherie, știu? Scoți analogul, dacă ți se strică, îți dai comandă de altul, cât dracu' o fi. Și merge joi cu un condar. Bine, numai să nu-l spargi. Dar bine, e și scump, frate. E 9 milioane și un pic. Nu știu cât e, 200 de euro, nu știu cât dracu e. Oricum e scumpuț. E scump, să știi, e. €200 ofertă în UK. Și asta cât vine? Tot 9 milioane. Cât e lira? 4,90 lei, cât e lira? Îl faci pe USB, eu mai am un pic și îl termin, mai am două squaduri de făcut, două echipe și e gata. Două echipe mai am, Robert, la USB și l-am terminat, bro. Și e gata și cu Sebica. Și că astea sunt noi care le scot acum 150 de la precomandă. Am plătit un PS5. De obicei așa e, accesoriile dacă le adun pe toate sunt mai scumpe decât consola. Sunt mai scumpe decât consola. Mai am și alea de 89, nu, eu mai am una de 88 și una de 87, restul le-am făcut pe toate. Le-am făcut pe toate restul. Dar nu mai îmi dă nimic al dracu în pachete să pot să-l termin, nu mai îmi dă al dracu. Bine, aș putea să-l fac cu quenci, că mai am aproape 400 de K quenci, dar nu vreau cu quenci. Parcă văd că nu-mi dă niciun XP că joc meciurile astea aici. Am jucat și degeaba. De acum la pachete, păi... Când o să mai am pachete de acum, știi? De acum când o să mai am pachete, bro, asta e problema. Că nu prea... Dacă nu prea mai jucat
n-am mai făcut pachete. La Rivals nu mi-am bătut capul nici măcar să fac rank 1, să ajung măcar într-a 3-a, 2-a acolo unde sunt premiile mai bune. La calificări nu mi-am mai bătut capul, m-a durut în pulă. La Weekend League nu știu dacă o să joc sau nu. Și cam nasol, că nu am... Termin pe Eusebiu acum. Păi da, dar n-am cu ce, bro. N-am cu ce, Richard. Eu aș vrea, îți dai seama să-l termin. Dar dacă... Nu știu, de, poate îmi dă ceva în 83 ori 10 ăsta. N-am cu ce. Eu intru fiecare zi măcar la 3 meciuri să le joc pentru XP și mai fac pentru pocut în obiectiv. N-am, eu n-am... Nu că n-am avut timp să intru. Dar vă zic sincer că nu am, n-am nicio chestie de să mă ascund, știi? Nu că nu... N-am avut timp să intru. Am avut timp să intru. Adică dacă vreau să mă joc, aveam timp. Dar n-am vrut să joc FIFA, frate. N-am vrut să joc FIFA și mulți dintre voi m-ați văzut online și jucam God of War. Am jucat vreo săptămână God of War la rând. N-am vrut să intru pe FIFA, frate. Nu mai... N-am mai vrut, știi? Nu că n-am avut timp să joc. N-am vrut. N-am vrut, frate. N-am... N-am mai vrut. Ragnarok, da, l-am terminat de 3 ori. Acum l-am terminat a 3-a oară, l-am terminat. Săptămâna trecută, a 3-a oară l-am terminat. Și tot nu m-am săturat de el, aș mai începe o dată. Au scos DLC, da, 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 cu Valhalla. Fain, super fain. Eu l-am jucat tot, l-am jucat iar pe tot ca să-mi aduc aminte, știi? Am jucat pe toate. God of War a fost jocul de suflet al meu. Și este în continuare. Am toate God of War-le, le-am jucat pe toate. Îl jucam God of War, jucam pe PlayStation portabil, 3004 Piano Black și acum ți-mi minte ce PSP portabil aveam. Și acolo l-am jucat prima dată. Era ziceai că joci. Acum e evoluat rău de tot. Ai marf rău acum, ci că mută în Egipt parcă acțiunea. Am, bă, nu știu ce vor să facă, dar atâta timp cât scoate, nu e problemă. Să scoată, să am ce să joc. Și de asta n-am intrat pe FIFA. N-am avut chef, frate, să joc FIFA, n-am avut. Mi s-a acrit de FIFA. Mi s-a acrit. E ca o mâncare de aia care o mănânci în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi și la un moment dat s-a pleacă. Nu-ți mai trebuie, frate. Nu-ți mai... Chiar dacă ți-o dă pe gratis, nu-ți mai trebuie. De mâine are o săptămână. Păi iar nu mai vreau să joc. Crezi că e mai bună la portarul decât Alisson? A, nu. Știu, eu nu pun accent pe portar, frate. Nu pun accent. Și câteodată mi-e ciudă așa, frate. Mi-e ciudă așa, că anul trecut era mult mai bun și anul ăsta nu mi-a dat interesul deloc. Bine, nu mi-a dat interesul că nu a meritat jocul, că a fost panoramă, da? Dai de samurai, nu mai joci. N-ai, că nu mai e chef, nu mai e chef, frate, n-ai. Mă plictisesc repede, frate, am început să mă plictisesc, am văzut și la ultimul weekend pe care l-am jucat. Mă plictisesc, frate, repede, după 3-4 meciuri mă plictisesc de joc. Nu mai am, nu știu, plăcere, atracție, nu mai mă plictisește repede jocul. După 3-4 meciuri nu mai am chef, mă ia cu nervi, orice se întâmplă pe teren mă enervează și nu mai am chef. Nu mai am chef. Ce să fac? Două obiective, aia că s-ar putea să-mi fi dat, frate, ia să vedem. Poate mi-a dat 100 de puli în gură. Poate mi-a dat 100 de din astea, ia să vedem. Ohoho. Hai mă, că poate avem aici ceva, mă.
Avem pachete. Avem pachete, bă, dar de ce nu vreau XP, bro? Ei, e sport, eu vreau XP. Dau un pic de XP, nici aici. Nici aici. Ta. Un pic de XP n-a dat. Și eu la fel, aceeași chestie. Nu mai am, frate, nici chef, nici... Nu mai am nimic. E, uite, nu mi-a dat un pic de XP aici, să trec și eu la nivelul ăsta, să iau un 83 ori 10. Nu mi-a dat, n-a vrut să-mi dea. Dar măcar l-am făcut pe bou ăsta. L-am făcut pe animalul ăsta. Unde ești, animale? L-am făcut pe ciumegul ăsta. Ia uite. 8-6. Și acum unde pot să-l bag pe handicapat? Aici pot să-l bag, nu? Aha. Play to squad battles. La următor ce să facem? Win to squad battles. Și-l face de 88. Mai avem de jucat 4, dar nu-i mai joc astăzi. Nu mai joc astăzi. Să moară masa, nu mai. Nu mai joc astăzi. M-am plictisit, nu mai joc. Cac cu el de squad battles. Nu mai joc. E de unde dracu fac alea de din astea, bro? 100 de din astea, bro. Life. Na, că nu mi-a dat XP. Nu mi-a dat, bro, XP. Nu mi-a dat XP, mi-a dat pachete. N-am de unde să iau XP. N-am de unde rom. Doar aici, completă daily objective, nu știu ce, play 5 time. Play 5 match in squad battles for rivals champions. Hai, mai dăm două în squad. Dăm două în dăm două meciuri în rivals. Mai dăm două în rivals. Nu mai joc la squad, la m-am plictisit de squad, să-mi bag pula dacă nu m-am plictisit. Hai să dăm două în dăm două în Rivals, repede. Și-mi dă 250 de XP și deschidem 83 ori 10 din ăla. Mai dau două în Rivals, dacă găsim Rivals, bineînțeles. Nu ai la daily objectiv sau doar pentru Rivals. Dar trebuie să mai joc două meciuri, mai jucăm, mai dăm două meciuri. Dacă găsim. Dacă găsim, bineînțeles. Nu mai joacă nimeni Rivals. S-a terminat. Nu ai la. A, mam, păi asta trebuie să joc aici. Nu mai joacă nimeni Rivals, bro. Na. Cine e ăla atacant? Futre. Paul Futre. Păi nu l-am băgat? L-am băgat, bro, deja. L-am băgat. L-am băgat, l-am băgat. Ce, nu l-am băgat? Reclam, nu mai știu să-mi bag până acum. Trebuia două. Eu zic că l-am băgat, bro. Nu? Da. A, aia e, mă. Trebuia să dispară clepsida. Am venit la bambilici, păi. Am venit la bambilici.
oameni, sunt pe decată minge, bă, frate. Merge bine seara, bro. La ce chef am? Merge cât de cât. Randall! Colomuani! Rudorele, unde baci viața mea? Unde baci că te-ai lovit de bacea, ți-a dat cu țâța în bot? Ți-a dat bacea asta, sava cu țâța în bot? Asta e live, încă un match. Ca să deschid un pachet 83x10, Andrei. Ia, ce ai făcut? Ce ai făcut în viață? Pasă. Prea târziu, tu le-ai putră. Futures! Tu-s morții tăi. Tu dai buz la șut, e slăbuț. Basic, ce să fac? Nu e aici. Nu e pe dracu, tătia. Bine, futre! Ricolo, finisher sau dead eye? O să vedem, da. A scăpat mingea, bă. Trebuia la scurt, ce prost. Trebuia să dau la scurt acolo. Dacă dădeam la scurt, era gol. N-a fost. Am mutat portarul, am văzut. Trebuia de asta, am zis că trebuia la scurt. Ăsta e pe scheme tot, e nebun omul. Vezi ce se întâmplă dacă nu face un ball roll când trebuie. Asta se întâmplă. Au, ce jucători. Eu nici n-am văzut ce jucători are ăsta. Pas. Asta nu trebuia să fie scoasă de aici. Asta nu trebuia să fie scoasă cu aia. Na, nu trebuia. Deci aia acolo nu trebuia, n-avea voie să fie scoasă. Ok. Nu dormi? De acum. Mai dau un meci în afară de astea, îți deschid un pachet. Poate vine ceva mare. Poate vine mare. Vine o pulă mare. Hai că-i off, stai de 100 de ani acolo.
spun, să ai două șuturi, să ai două goluri. Nu mai știu, bă, cum să mai dau, mă. Nu mai știu, mă, viețile mele, mă. Uite-și pasta, îi dau pasă să cacă pe acolo. Nu mai știu, mă, cum să mai dau, frate. Dă, om, pula mea, mi-a picat Ronaldo și Benzema, nu știu cât de bun sunt, praf. Bagă la SBC. Bagă la SBC, că n-ai ce să faci cu ei. Nu mai știu cum să dau, mă, lasă-o în pizda, mă. Ăsta dă-mi bar, ăla dă-mi morții lui, ăla dă-mi pizda mamei lui. Da, bă, da. Bravo, bă. Bravo, păi. Hai, mai dă-i unul și dă-te morți, mă. Două șuturi, două gol. N-am văzut așa. Trei șuturi, trei gol. Pasează, putu-s morții, mătii de joc, să-mi bag pe pula măta. Noapte bună, fratele Axel, te pup, bradere, cam, da, nu, că nu sunt cam, bro, da, uite că... Da, du-te că-mi bab! Du-te, bă, pula mea! Da, a apărat ăsta să-mi bag pula morții lui de portar, o lua tot cu aia. Așa, el intră toate cu aia. Toate, bă, toate, bă, n-ai văzut așa ceva, bă. Fiecare șut e gol, bă, lasă. Nici ăsta. Dacă nici ăsta nu intra, mă tăiam.
Mersi acolo de donație, Alex, te pup, bro, offside. Rateze la marchează, păi așa e jocul. Hotel foul. Tot pentru el, bine pentru el aici, numai pentru el dacă se poate. Clar, o săptămână nu mai vine FIFA. Clar, 100% o săptămână nu mai vine FIFA. I-a dat penalti. Pe ce i-a dat penalti aici, nu știu, fraților, mă jur că nu pot să-mi dau seama pe ce i-a dat penalti. Penalti n-ai văzut acolo. Oameni, maica domn, bă, dacă nu rămâne numai la el, frate, să-mi bag pula în el de joc. Uite-o la unde au făcut tehnic. Da, bă, o pasă, calmă. Bă, o pasă, bă, o pasă, mă, n-ați dat. Un tackling ca lumea n-ați făcut. Pasă. E greu, bro, cu Fute, Neymar, Gold, Colo și Marco. Ne-ai văzut ce echipă sunt și da, bro, da, uite, s-a blocat și jocul, a luat dracu. Ce vina am eu, bro, că dacă nu-mi dăm pachete, ce vina am eu? Ce vina am eu? N-am nicio vină. Dacă dă la toți, numai mie nu-mi dă, ce vina am? Ce să fac? N-am ce să-i fac. N-am nicio vină, frate. Dacă dă la toți... Unde pula mea e bolșa? Asta vreau să fac. Dacă dă la toți, eu ce vină am? N-am nicio vină, frate. Ce să-i fac? Dacă mie nu-mi dă... Nu-mi dă, nu vrea, nu vrea. Ce căca să-i fac? Stau și mă uit la toți ratații cum... Au și bulan în meci, au și aia și aia și... Da. Eu mă chinui cu... Și ai mei ratează, zici că... Să moară mă, să ia dracu pe toți, ratează de BHE, dar bă, rat... Și meciul ăsta a ratat o grămadă, frate. O grămadă a ratat. Meciul ăsta a ratat o grămadă care l-am avut. O grămadă a ratat. A ratat pe viață. Aude, unde e corectitudinea acum în joc? Unde e corectitudinea în joc? Am ratat din toate direcțiile și pe green și pe dracu să le ia și la el fiecare șut a fost gol. Unde e corectitudinea în joc, frate? Unde e? Asta nu există. Fundașii mei sunt plecați de acasă, nu, sunt în altă parte fundașii mei. Eu n-aveam fundaș la faza asta.
Trebuie Eusebio Maldini. Trebuie mai multe, bro, dar dacă n-am cu ce. Dacă n-am cu ce, bro, nu-mi dă cu ce drag. Păi tu nu uit un pic cu la mea, asta să dai. Maldini oricum n-am ce să fac, abia reușesc să-l termin pe Eusebio, bro. N-a fost, bro. A plecat mingea, a plecat și jucător. Sunt 3 săptămâni. Dar da, dacă nu mai am fodor deloc, bro. N-am de unde să scot, unde dracu să scot. Ai, bă, la, bă, bă! Du-te în pula mea de joc, du-te în pula mea de joc! Nu mai pot să văd. Gata, hai că mi-au dat. Avem, deschidem pachetul ăsta și gata. Luăm pachetul ăsta aici, 83x10, îl deschidem și gata. Oh my god, deja e și târziu, e și bătaie de joc. E bătaie de joc până la Dumnezeu. E bătaie de joc maximă, dacă că avem și player pe unul din 375 plus. 82 Molina, bine. Încă unul. 84 pe Russo, o acceptăm așa cum e ea, o acceptăm așa că e bine. Hai că avem iar premium gold perfect. Haide bă, olandez, CDM, prăjină, na, e praf, mort. E praf. Așa, mai sunteți în dacă joci și faci pachete, îl termin. A, bine, premium gold player, haide. Prăjină. Dacă vrea să-mi dea ceva, bă, handicapatul ăsta de joc, bă, frate, n-am văzut, bă, am 2 luni, n-am mai văzut nimic, 83 plus ori 2, come on! Oh.
Ter Stegen, bun. Bine-s pe Ter Stegen, băgăm acolo. Băgăm, îl băgăm acolo pe Ter Stegen. 83 plus ori 10. Haide bă, ei scoși, dă-le bă ceva mare bă, dă bă mare bă, că n-am mai văzut bă nimic bă, haide bă, dă-i, go! Așa, în miez de noapte, haide! Benacer, uite! Du-te bă, pula mea, deci, bă, nu e posibil așa ceva, frate, nu e posibil, că ai 83 plus ori 10, 80, 10 jucători, toți 83 plus, tu cel mai bun mi-l dai de 84, coai, bă, de asta nu mai vreau să joc, bă, tu cel mai bun mi-l dai de 84, du-te în pula mea de joc, bă, lasă-mă, coai, bă, dacă nu mă disper, coai, de două luni numai așa, dă, frate, bă, te-mi ba pula mea, da, de pachet. Dorin, mersi mult de follow acolo, te pup, bro, mersi mult de suflet de follow, bro. N-ai coaie, de două luni numai așa am dă, frate, îmi dă, uite, 10 jucători, 84 plus, el îmi dă... De două luni numai așa îmi face, bro, numai așa. Numai așa, ce dracu, și mai mi-aruncă câte un 89, așa, dar în pulea, ia, bă, ca să nu te simți prost cum ar veni. M-a luat în moarță, mă. Mâine faci live, da, dar nu cred, nu fac FIFA. Garanta 100% mâine nu fac FIFA. Nu o fac, frate, nu mai fac pula mea. Garanta fac mâine live, dar nu fac cu FIFA 100%, nu fac cu FIFA. Mai, nu mai e nimic de zis, frate. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic, că sătul. Aceeași mui o iau de două luni în continuu, frate. De două luni în continuu, frate. Deschizi în pula mea pachete. Și când vezi că îți dă la muie, nu ești dezamăgit, frate. Nu ești dezamăgit că joci degeaba în pula mea și nu-ți dă nimic. N-ai cum să nu fii dezamăgit. N-ai cum. Pula mea. Da, n-am ce să fac, trebuie să mai așteptăm. Trebuie să mai așteptăm, că n-am ce să fac aici. Na bun. Atât s-a putut în seara asta, asta e pe, na, n-am ce să-i fac, frate, n-am, atâta s-a putut, atâta a vrut, atâta pe morții, mai aștept. Cred că o mai, știi, de acum știi cum e aia, eu te-am așteptat cât te-am așteptat, de acum ia să mă mai aștept și tu pe mine, să mă mai aștepti și el pe mine când o mai intra eu să mă mai joc, știi ce zic? Cam asta e șmecherea, eu am așteptat cât am așteptat. Păi Evo la Walker, îmi bap pula în el de Evo. Nu dau 75 de cap pentru un card care oricum îl bat la SBC. Nu dau, frate, că am făcut ăștia 380 de cap, 400 de cap în două luni de zile, da? În două luni de zile. Pentru mine 75 de cap e de extraordinar de mult. Că dacă nu-mi dă nimic, eu mă chinui să fac 500 de cap de... Am jumătate, n-am cu știa, adică mă chinui să fac 500 de ca și nu reușesc, că n-am din ce, că nu-mi dă nimic. Nu mai fac, nu fac, mă piși pe ele, nu mai fac. Și așa, de acum o săptămână iar nu mai intru pe FIFA. Iar nu mai intru o săptămână pe FIFA. Anul ăsta numai așa am fost.
Am jucat o săptămână, după aia mi-am băgat pula. Am mai jucat o săptămână, iar după aia n-am mai jucat. Nu, mai frate, nu, că nu... Nu merită. De ce căcasă, mă? Ai, ieși afară. Ieși afară. Ieși acasă. Du-te, dreacu, cu jocul tău. Du-te, dreacu. Las, că mâine mă joc ăsta. Mâine mă joc frumusețea asta, frumos. Îi dau o valoare la jocul ăsta. Mâine îi dau valoare la jocul ăsta, să vedem ce poate mâine. Mâine îi băgăm valoare pe jocul ăsta, dăm un Ghost of Tsushima, ne dăm cu săbile, cu alea, cu catârile, cu gazmalele, cu pistoalele, cu ce-o fi pe aici, ne dăm în țeastă. Ghost, tocmai ce m-am terminat ieri, e super tare. Îl bag mâine, mă apuc de el, îl dăm pe țeavă mâine, băgăm Ghost-ul mâine, vedem ce mai facem și de săptămâna viitoare oricum începem forță rău de tot pe alte jocuri. Așteptăm să iasă Tekken-ul, așteptăm să iasă mai multe și facem live-uri cu alte jocuri, FIFA o lăsăm mai mult. Da, bun, fratele vostru, vă mulțumesc de atât din suflet cât și din toată inima. Dă tap-tap-uri acolo, dă donații, nu uitați să intrați pe canalul de YouTube acolo, Axo Gaming este canalul de YouTube. Intrați acolo să dați un sub, pentru că majoritatea live-urilor de acum o să fie făcute pe YouTube și pe canalele de TikTok, acum având două o să alterneze. Așa că dacă vreți să vedeți full content, mergeți pe canalul de YouTube acolo. Eu sunt Axo, vă urez o noapte extraordinar de bună. Eu unul personal încerc scuze în fața voastră pentru toate înjurăturile aduse în timpul jocului FIFA. Și ce să vă zic, miroasea weekend acum, mâine este vineri. Vă urez o zi ușoară mâine. Majoritatea sunteți pe la școală, pe la muncă. Vă urez o zi ușoară. Și ce să vă zic, un început de weekend, senzație și ca de obicei vă zic să fiți cu minte. Nu cu minte, să aveți grijă de corpurile voastre și să aveți grijă pe unde umblați și cu cine umblați. Ciao! M-a spart jocul ăsta. Iar m-a spart jocul ăsta. Tu jocul mătii. Tu jocul mătii. Mm.